Basta. Da, noi suntem live. Suntem live? Suntem live de 29 de secunde. Da. Noroc la toți. Salutare, da? Dați de știri dacă ne auziți. Da, eu mă aud pe mine. Și te auzi pe tine? Da. Spune că știu. Eu mă auzam pe mine în altă... Gata, tot ok. Salut, da, salut. Tot scriu. Totul este. Așa, așteptăm să se mai conecteze câțiva. Salut, prieteni. Hai, Irina, povestește câți oameni au dat testare. Acum, exact, acum eu intru să închid chestionarul nostru. Așa. Salutare, salutare tuturor. Noroc. Bună, bună, se aude, se vede, super, super. Deci, Irina o să facă un anunț despre e-mail-uri, despre Telegram, despre chestionar. Corect, Irina? Da, hai în primul rând noi să închidem chestionarul pentru că exact deja este deadline-ul și ar fi corect față de cei care au participat. Dar dacă ai putea tu între timp să dai cine, până se mai conectează lumea și că ei nu pierd informația care urmează să o spun, tu dacă poți să ne repeți încă o dată, cine o să fie astăzi din speaker? Da, deci primii speakeri vor fi Adrian Grigoriță cu Mirela Lungu de la Publicis Media, este o agenție foarte mare din Republica Moldova, vor discuta despre cum să-ți creezi o pagină de Facebook și o pagină pe Instagram, cum să faci corect posteri și cum să-ți menții pagina, după care urmează Tudor Plăcintă o să vorbească despre geolocalizare. Pe Tudor deja îl cunoașteți, așa că nu mai este nevoie să fac o introducere. Urmează Alina Hasnaș despre bazele SEO, ce înseamnă SEO, cum corect să te folosești. Ea o să aibă o sesiune un pic mai lungă, o să fie o oră întreagă. Și spre sfârșit vorbim despre publicitate clasificată și de fapt e vorba despre site-ul local 3D9. Maria va povesti cum puteți să vă folosiți de resursele locale pentru a vă promova business-ul. Irina? Da, eu am reușit, am închis chestionarul. Cei care nu au reușit să-l completeze, nu vă faceți griji, voi să aveți alte următoarele chestionare să le completați. Chestionarele ce fac și care este rolul lor? Este de a vă da vouă posibilitatea să înțelegeți ce momente sau ce module din care sesiuni nu le-ați însușit bine. Exact de asta primiți răspunsurile pe e-mail după ce le-ați completat. Apropo, noi avem 220 de completări a chestionarului. Respectiv, cei care l-au completat cu minim 10 din 13 sunteți super bravă și ați avut o atenție fenomenală în timpul sesiunilor trecute. Ceilalți la fel sunteți bravo și cunoașteți foarte bine acum unde trebuie să mai munciți ca să ajungeți la skill-uri digitale de calitate înaltă. Următorul chestionar o să fie la sfârșitul acestei săptămâni. De asemenea, urmează sesiunea din joi, 27 august, odată cu Ziua Independenței. Oricum, noi ne conectăm și startup pachetele continuă. La fel, noi o să avem, vreau să vă zic că sunt mai mulți participanți. Respectiv, sunt cei care au aplicat la programul ODIM, Digital Upgrade, și au fost selectați. Respectiv, ei trebuie să prezinte maxim, să fie prezenți la aceste sesiuni, pentru că ulterior, conform prezenței lor, vor fi finanțate companiile, IMM-urile cu care au aplicat. Deci sunt participanți de la ODIM, de la Digital Upgrade, sunt participanți de la Digital Upgrade, de la Startup Moldova Techwheel,
care la fel eu am discutat cu ei și voi așteptați răspunsurile de la noi, sunt la curent, dar oricum trece Startup Academy, ceea ce nu este de fapt obligatoriu. Și sunt participanți care au aflat despre Startup Academy în publicitate, s-au aflat de la prieteni, s-au aflat de la cunoscuți sau de la cei care au IMM-uri și participă în program, ce este super fain. Puteți să participați în toate activitățile noastre, inclusiv chestionare, inclusiv sesiunile care ne facem, inclusiv să fiți parte la Telegram, canal în care noi comunicăm și ne prezentăm și facem cunoștințe noi. Doar nu veți fi trași pe listă și nu veți primi certificare la sfârșit de program. Sper că am fost destul de explicită. Dacă mai sunt întrebări, vă știți Telegramul meu, vă știți Telegramul nostru comun. Dacă nu știți, mă găsiți așa cum scrie aici pe Facebook și îmi scrieți în privat și eu am să vă ajut ca să înțelegeți ce faceți ulterior. Eu gata. Parcă atât a Da, fost. eu între timp i-am invitat pe Mirela cu Adrian la noi. Așteptăm să intre și ei. Da, în rest pot să vă doresc doar să fiți atenți la ce spun speakerii și să țineți cont de cunoștințele care le oferă. Salut, Mirela, salut, Adrian, vă doresc mult succes! Adrian, tu te vezi de două Gata, Irina, mulțumesc mult! Asta e regizare. Da. Eu te simt pe tine de pe ecran, Da, rămân doar cu mersi. Mirela și Adrian și cunoștințele lor. Mersi mult! Pa, pa. Mirela, Adrian, eu deja v-am prezentat pe voi, m-am folosit de ocazie cât Irina căuta toată informația. Da, dar voi, ia spuneți ceva că eu nu vă aud. Dar restul aud? Poate numai eu nu-i aud. Am și vedem să scriu comentarii. Nu, pare că... Nu, voi nu vă auziți. Dați, poate mai aproape de microfon. Vă auziți încet. Eu te aud, dar foarte, foarte încet, de parcă nu la laptop puteau să nu știu. Я как Еду. мама взять? А? Еще за ним зем? Да, дела мел. Да. Дела мел. Acum ne auzim bine? Da, vă auziți de la calculatorul Adrian. E ok. Da. Înseamnă că lăsăm imagine de la mine și... Da. Și tot așa. Așa, deci, o mică introducere. Da. Mariela. Salut, stimați colegi. Mulțumim, Olea, pentru invitație. Felicitări vouă pentru că dezvoltați comunitatea de antreprenori din Moldova. Felicitări pentru inițiativă și vouă pentru interes și că vă conectați atât de mult. Mersi. Vouă mersi, de fapt, pentru că sunteți aici cu noi. Cu drag. Da. Hai, povestiți ce aveți voi acolo. Da. În caz ca să apară întrebări, eu am să întrerup și ați vă spun și întrebări, bine? Da, ok. Bun. Eu mă stăm pe mine ca să nu stau așa. Gata. Mersi. Deci eu sunt Mirela, așa cum ne-a prezentat și Olea. Acesta este colegul meu, Adrian. Eu sunt în grupul nostru de agenții de 3 ani și Adrian de 2 ani.
Deci avem un pic de experiență. Eu sunt Head of Creative în grupul de agenții Publicis Media. Adrian este Head of Social Media și conținut, de fapt, pentru social media, specialist și în tot ce înseamnă indicatorii de social media și cum asta se înțelege și se mănâncă, cum se spune. O să vă prezentăm din experiența noastră și din case-urile pe care le avem noi, dar cumva o să încercăm să, pentru că de fapt sunt niște branduri destul de mari și deja cu experiență cumva, dar o să încercăm să vă aducem la cunoștință începând cu primii pași, cum asta se face, cum asta se poate de făcut fără prea multe resurse, echipă întreagă, designer, social media manager, copywriter, specialist în targetare și tot așa mai departe, cum asta se poate de înțeles de la început și cum se poate de dezvoltat un business inclusiv pe social media. Da, cine suntem noi? Publicis Media general este un grup prezent la nivel global. În Moldova noi avem trei agenții care sunt prezente, este Zenith, Spark și Starcom. Astea sunt brandurile, unele dintre branduri pentru care noi creăm conținut. Sunt toate brandurile vinăriilor Purcari, Victoria Bank, toate brandurile Coca-Cola. Toate brandurile Lactalis, brandurile Nestlé, ce mai avem noi? Purina și tot așa. Naturalis, recent, câteva săptămâni în urmă am lansat Boom de la Naturalis. Deci e un range destul de mare de tipuri de produse și categorii cumva. Respectiv o să vă povestim din fiecare. Așa. Pentru început, noi am decis să vă facem cunoștință cu termenii de bază care sunt în social media și în special în gestionarea unei pagini, atât la nivel de content, cât și la nivel de performanță. Noi aici am ales indicatorii principali care ne arată interacțiunea publicului cu posterile sau cu pagina. Asta e engagement, like, share și comment. Mai departe merg indicatorii care sunt puțin mai specifici și deja țin de performanță. Asta e CPA, CTR, CPM, Return of Investments, care e ROI, CPC, reach și impression. Da. Cost per click, cost per action, click-through rate, cost per mile, asta e costul per 1000 de afișări. Noi deja asta o discutăm în continuare. Și deja sunt termenii de bază care e profil pe Instagram, profil personal pe Facebook care este diferit de o pagină și de ce noi trebuie să dezvoltăm afacerea noastră pe o pagină. Și deja termenul de postare care este însuși conținutul care noi îl postăm și promovăm pe social media. Noi, următoarea parte a prezentării o să fie mai mult bazată pe trendurile internaționale, nu atât internaționale din punct de vedere că local, dar trendurile care sunt pe platformele de social media. Un trend care el continuă din 2019 și continuă a fi actual și pentru 2020, ținând cont de pandemie și cu oamenii petrec din ce în ce mai mult timp online, este video first. Adică formatele video încep să devină din ce în ce mai populare și acaparează atenția utilizatorului în ce mai mult. Și din câte noi vedem, în anul 2020 rata de vizualizare a conținutului a crescut mult mai vizibil, comparativ cu 2019. Noi avem pe axa verticală numărul de sesiuni lansate, din câte vedem, Stories este liderul la numărul de sesiuni lansate, dar este și pe ultimul loc la nivel de minutele petrecute de utilizatori în acest format.
Mai departe, pe locul 2 este feed-ul, unde la fel Facebook a încercat să facă aparte un feed pentru video și pe Instagram a făcut deja IGTV pentru a ridica watch time. Și deja ultimele două sunt caracteristici mai mult pentru formatele plătite, adică ads-uri. Și din câte noi vedem că numărul de sesiuni lansate în formatele skippable sunt mari, dar watch time-ul scade deoarece este butonul de skip. Și non-skippable se menține la un nivel înalt, atât la numărul de sesiuni, cât și la numărul de minute sau secunde petrecute vizionând videoclipul. După cum am menționat și anterior, Stories este formatul cel mai popular, deoarece este un mod creativ de a prezenta afacerea și un placement, și de asemenea, dacă vorbim despre reclamă, este un placement eficient unde tu poți să te plasezi. El e eficient din perspectiva că el oferă vizibilitate, deoarece tot formatul acesta este direct pe tot ecranul utilizatorului și este eficient deoarece arată un CTR destul de mare. Click-through rate, adică ce procent din utilizatori dă click sau face swipe-up ca să treacă pe site. Mergem mai departe. Dynamic Ads, asta ce înseamnă? Folosirea creativilor multiple. Deoarece noi acum observăm că pe social media este un flux foarte mare de conținut, utilizatorul trebuie să aibă cel puțin iluzia aceasta că el poate să aleagă ce conținut lui place sau să vadă, să nu vadă de multe ori același conținut pentru că asta îl plictisește. Și el respectiv poate să dea not interested sau să se dezaboneze de la canalul tău dacă tu încerci să-i pui același conținut de mai multe ori. Mergem mai departe. Folosirea potențialului platformei. Ceea ce face Facebook în ultimii ani, asta încearcă să introducă cât mai multe features care încearcă să înlocuiască posibilități care să încearcă să înlocuiască alte platforme. Dacă știți, asta este Facebook Shops, este Facebook Gaming care încearcă să acapareze teritoriul de la Twitch și alte serviciuri de streaming. Ei au încercat să lanseze și Watch Together, adică tu împreună cu prietenii tăi poți să vizualizezi un videoclip. Recent ei au lansat Facebook Rooms ca o alternativă pentru Zoom și alte servicii. Adică noi în comunicarea noastră trebuie să folosim la maxim aceste posibilități pentru ca noi să apărăm peste tot. Pentru că asta nu este cu plată în majoritatea cazurilor și este o sursă bună de vizibilitate. Așa. Mai departe, tot pentru persoanele care vor să aibă o afacere, cel mai important în comunicare și în gestionarea afacerii tale pe Facebook, asta e tu să ai controlul la toate paginile și toate accounturile de reclamă dintr-un singur loc. Și de aceea noi recomandăm să folosiți PR din start, cum vă lansați pe Facebook, să conectați pagina voastră pe Facebook cu un business manager. Deoarece asta o să vă ajute să găsiți toate tool-urile de care dispune brandul vostru și să le găsiți într-un singur loc, logându-vă cu accountul de Facebook. Aici sunt câteva avantaje, adică după cum am spus și mai devreme, e nevoie doar de un singur cont pentru a gestiona toate elementele, cum ar fi pagina, profilul de Instagram, cine are acces la toate acestea. Dacă este nevoie de a atribui permisiuni mai multor persoane care lucrează împreună cu voi, o puteți face foarte ușor din business manager. Și de asemenea, dacă aveți nevoie, aveți un cont comun cu anumiți parteneri voștri, puteți solicitați. Eu știu de ce asta s-a întâmplat, deci că eu eram conectat la Box. Ok. Tu te auzi aici la mine? Ok. Da, ok. Sorry. Mergem mai departe. Mai departe este un mic tutorial cum se creează o pagină de Facebook. După cum am spus, Facebook încearcă să fac lucruri.
Poate aveți întrebări da. Până la etapa asta, până trecem deja la propriu-zis, da, tehnic, cum asta se creează, ce se face și tot așa. Întrebările încă nu au apărut până aici. Eu cred că partea până acum a fost destul de clară. În caz că apare, eu eu vă întrerup. Da. Ok, după cum am menționat și mai devreme, Facebook încearcă să creeze, să facă toată interacțiunea asta cu platforma lor foarte simplă. Adică de unde puteți începe să... Iată, a apărut... Da, a apărut și întrebarea. Ok. Ce facem dacă nu avem business manager? Îl creăm. Accesăm, pur și simplu accesăm business.facebook.com, vă logați cu accountul de Facebook și acolo automat creează business managerul. Introduceți datele afacerii și atât. Noi o să încercăm mai simplușorile. Dar în caz că cineva nu înțelege vreun termen, e mai ușor să ne spuneți care termen nu îl înțelegeți, ca noi să-l explicăm. Pentru că dacă o să spuneți că nu înțelegem termenii, noi nu o să știm care din ei nu înțelegeți. Pentru că unii din ei par destul de clar. Da, și nu neapărat toți au anumiți echivalențe în română. De asta cumva noi putem să îi explicăm, dar nu neapărat putem să le găsim vizual analogul în timp ce vorbim. Ok. Hai să încercăm să traducem toți termenii. Nu am auzit voi. Să traducem termenii în română cumva. Ok. Bun, hai să, okay. să încercăm mai clar. Da. Ok. După cum am spus, să răspundem. Da, dacă a fost creat, dar Facebook l-a blocat. Da, sau să încercați să contactați suportul să vă deblocheze, dacă acolo nu s-au făcut anumite chestii care contravin politicilor Facebook. E important voi să aveți, să dețineți pagina, adică pagina să fie deținută de un cont al vostru personal și el poate să fie adăugat în orice alt business manager. Deci asta nu este o problemă. Dacă a fost creată de o companie outsource, de o agenție anumită și voi nu mai aveți acces la business managerul respectiv, puteți crea un alt business manager care este creat de către contul vostru personal și să adăugați. Sunteți acolo administrator al business managerului și adăugați acolo pagina voastră. Da, aici e deja discut între ei, eu cred. Ah, ok. Cel mai valoros audiență? Conțin foarte proprie companie, cel mai valoros audiențele dumneavoastră, mai ales dacă ați investit în reclame, mi trebuie să recuperați datele și conturile. Da, în cazul în care el a fost blocat. Hai să mergem mai departe cu prezentarea. După cum am spus, crearea unei pagini de Facebook este foarte simplă. Ea se începe de pe profilul vostru personal. În partea stângă este iconița Pages. Faceți un click pe dânsa. Și deja el vă propune iarăși în partea stângă să creați o pagină nouă. Iarăși faceți click pe Create New Page și aici Facebook vă propune, acușa să schimbe, Facebook vă propune anumite un șablon în care voi faceți click pe fiecare element și el se completează ca să vă ofere un preview. El vă oferă un preview atât pe mobile cât și pe desktop. Adică ca voi să vedeți deodată cum arată pagina voastră pe dispozitivele mobile și cum arată ea pe calculator. După ce ați completat totul, este un buton Done, el aici e mai jos, el o să apară automat după ce completați. Și gata. Mai departe o să explic cum se creează, mai mult nu cum se creează, că accountul de Instagram, el poate fi creat obișnuit, poate fi linkuit cu, conectat cu Facebook-ul. Doar că aici apare că
pentru a face reclame pe Instagram trebuie să ai un account profesional. Respectiv, intrăm în aplicația Instagram, accesăm setări, după care este secțiunea cont și jos în secțiunea cont este switch to professional account sau în română este treceți la cont profesional. După ce facem click pe cont profesional, Instagram ne propune două opțiuni: fie ești creator de conținut, fie business. Creator de conținut, asta înseamnă că conținutul tău poate fi monetizat, adică tu ai acces la anumite date statistice și dacă tu publici destul de mult video, acolo poate să-ți vină un oarecare income. Dar pe noi asta nu ne interesează, pe noi mai mult ne interesează partea de business. După ce am selectat business, ne ducem și selectăm o categorie, respectiv selectăm categoria din care este produsul sau business-ul nostru sau ce servicii noi prestăm. Selectăm next sau următorul și atât. Adică este foarte simplu și oricine poate să-și facă asta pentru a începe afacerea sa pe Facebook. Da. Mai departe noi avem câteva studii de caz. Studii de caz în care noi de fapt o să explicăm ceea ce a povestit Adrian până acum. O să vă arătăm pe fiecare categorie, pe fiecare element din ceea ce a vorbit Adrian în momentul în care tu îți creezi pagina de Facebook sau contul de Instagram, ce trebuie să conțină. Da? Primul case study, primul caz este pagina purcari. Ce avem noi aici sau care ar fi elementele pentru fiecare dintre paginile pe care le creați? Este vorba despre profile picture, poza de profil. Poza de profil este recomandabil să fie una și aceeași mereu, deci este logo-ul sau denumirea companiei pe care o aveți pe un background. Un background caracteristic sau un background care cumva nu ar, care să vină în aceeași, să nu vină în contradictoriu cu brand. Și hai ca să citim pe urmă, dați povestim. El recomandabil este să nu schimbați. Deci dacă ați apărut într-un anumit mod cu logo-ul acesta și aveți activitate cu o poză de profil, îl lăsați la fel. Pentru că în timp el devine recunoscibil și asta este cumva identitatea care vă reprezintă. Cover photo sau coperta sau foto sau video este ceea ce voi de fapt puteți să schimbați mereu. E o chestie reprezentativă. Aici, la fel, dacă aveți anumite promoții, dacă aveți anumite chestii de sezon, puteți să le schimbați și atunci când sau aveți un anumit video, un anumit spot, în momentul în care persoana intră pe pagina voastră, să vadă ce este reprezentativ la momentul respectiv pentru brandul vostru. Deci dacă voi ați lansat un video recent, acolo stă video. Dacă voi ați lansat o promoție, acolo stă promoția. Dacă s-a întâmplat ceva major în businessul vostru, din punct de vedere pozitiv, desigur, asta este foarte bine să apară pe coperta aceasta. Un moment important la copertă este să plasați cele mai importante elemente pe centru. De ce? Pentru că ele sunt mărimile la copertă. Da. Mărimile la copertă sunt diferite pe Facebook și pe desktop, pe computer și pe mobil. Facebook încă nu și-a dat seama că poate asta de făcut, de exemplu, de adăugat două fotografii diferite. Poate deja. Nu, carusel poate că poate. Carusel, asta e una, dar de exemplu să adaugi o fotografie pentru desktop și o altă fotografie pentru mobile. Dar mă rog, așa că până atunci suntem foarte atenți, pentru că probabil desi ori ați observat când intrați de pe mobil,
sunt anumite elemente tăiate prin părți. Asta e pentru că persoana care o adăugat-o nu și-a dat seama că este diferit. Și acolo era denumirea paginii. Da, denumirea paginii trebuie să fie exact brandul vostru. Adică să nu fie fraze, de exemplu, purcare wine și scrie vindem Pinot Grigio 120 de lei sau purcare wines, ne aflăm pe strada Cutare. Adică să fie doar denumirea afacerii sau denumirea brandului. Da, putem să, Olea, zici să ne oprim să vedem ce întrebări am mai primit acolo sau deja la final? Mă rog, aici nu chiar sunt întrebări, mai mult insistați că pagina ar trebui să... Acolo este una... Adică când tu ai să vezi niște întrebări care trebuie să ne oprești, trebuie să ne oprești. Bun, mulțumim. Da. Ok, continuăm, da? Da, mergem mai departe. Structura unei postări sau cum apare o... ce ea trebuie să conțină. Este vorba despre text și în cazul de față este o postare în formă de fotografie. Fotografia în cazul ăsta este pătrată. Noi, în general, pentru Instagram recomandăm neapărat să fie pătrate, pentru că ele să nu fie iarăși tăiate din... Adică și Facebook, în general, pe astea două platforme pe care ei le dețin, Facebook și Instagram, încearcă să unifice toate dimensiunile la fotografii. Deoarece asta afectează user experience, adică experiența utilizatorului în aplicație. Și noi la fel recomandăm ca toate fotografiile care voi le plasați aici pe Facebook sau video, ok, video poate să fie 16:9, ok, el arată bine, dar fotografiile ne străduim să fie toate pătrate, pentru că ele să apară oarecum organic în feed-ul utilizatorului. Da. Dacă să vorbim despre text, recomandarea noastră este să nu utilizăm prea multe emoji. Doar în momentul în care ele sunt într-adevăr la temă, în care ele transmit o emoție pe care voi vreți să o vadă utilizatorul, să o vadă potențialii voștri cumpărători, audiența voastră. Nu ar fi foarte de dorit să nu fie împestrețat cu fel de fel de picături, fel de fel de focuri, de artificii și bullet points și tot așa mai departe. Cât este, de ce noi recomandăm asta? Pentru că textul să arate cât mai autentic. Din câte știm, o persoană sau un brand apropiat de fiecare dintre noi, atunci când postează, și când este natural ceea ce povestește, nu înfrumusețează textul cu prea multe ce e bullet point. Bullet point sunt punctișoarele astea când e numer de fiecare dată. Adică unii pun semnul exclamării pentru o propoziție, după asta încă o propoziție tot cu semnul exclamării încep, de asta roșu mare, sau pun galăcii de astea, bife. Și așa tot textul. Da. În general, dacă este o postare în care nu aveți foarte multe lucruri de comunicat, e recomandat pe Facebook să avem 3 rânduri de text, nu mai mult, iar pe Instagram, în general, 2 rânduri de text. De altfel, tot restul textului este pus în vezi mai mult, da. Și în cazul ăsta, utilizatorul trebuie să mai facă o acțiune ca să vadă tot textul. Dacă este posibil să încăpeți în acele 3 rânduri pe Facebook și 2 rânduri pe Instagram, este foarte bine. Așa. Mai departe, avem încă un exemplu de postare. Este vorba de carusel. Atunci când noi avem caruselul, noi putem să comunicăm în cel mult 10 carduri toată informația pe care noi vrem să o comunicăm. Dacă avem mai multe, de exemplu, promoții, mai multe anunțuri de dat, da, mai multe produse pe care nu le aglomerăm pe toate pe o singură imagine, putem să creăm carusel. Aici, iarăși, ce elemente avem? Avem textul, aici textul e pus deja la vezi mai mult, deci în cazul ăsta noi am avut mai mult decât 3 rânduri de text, pentru că noi am avut de comunicat o anumită informație. Deci e un anunț despre un anumit concurs la care
vinurile Purcari au luat anumite premii, da? Respectiv, noi am comunicat despre ce înseamnă concursul ăsta, ce rezultate noi am primit și astfel avem câteva rânduri de text. Mai departe, cardurile din carusel. Aici avem câteva carduri pentru fiecare vin care a luat un premiu. El are cardul său aparte, deci noi oferim pentru fiecare produs creativul lui cumva. Prin ce se mai deosebește caruselul de o postare simplă, de exemplu, este că la fiecare card noi putem adăuga link separat. Deci dacă voi aveți câte un produs pe fiecare dintre aceste carduri, voi puteți da link-ul spre produsul de pe site, de exemplu, la fiecare dintre cardurile acestea. Aici se mișcă. Okay. Așa. O să trecem și la care este structura unui cont de Instagram și ce trebuie să avem prezent aici. Este iarăși fotografia de profil, poza de profil, care dacă observați este la fel ca pe Facebook. Deci noi avem aceeași identitate prezentă pe Facebook, aceeași identitate prezentă pe Instagram. Este logo-ul pe un background absolut neutru cumva. Mai departe, acolo avem conturile care ne urmăresc și cei pe care îi urmărim noi. Mai jos avem, cum e în highlights? Reperele în stories. Deci, Adrian povestea, stories este un format care oferă o experiență de full screen. Bună ziua! Pe ecranul complet, pe care noi recomandăm să o folosiți. Toate aceste stories, după cum știm, peste 24 de ore, ele deja dispar. Asta dacă nu le promovați pentru o anumită perioadă de timp. Ele pot fi păstrate în repere, astfel încât, de exemplu, dacă aveți diferite stories la anumite tematici, să admitem, aveți anumite evenimente pe care le organizați, ar fi foarte bine ca în aceste repere să păstrați toate storiesurile legate de anume această categorie. Sau dacă aveți, nu știu, atunci când utilizează cineva produsul vostru, vă dă tag, iar voi dați reshare, redistribuiți în stories-urile voastre, respectivele stories. Da. Nu, asta de exemplu că în cazul dat, dacă eu de exemplu aș pune un stories cu o sticlă de Purcari, cum eu beau la mine la balcon, Purcari poate să fac share la stories-ul meu și să-l vadă toți. Da. Și cele mai importante care credeți că sunt distribuire. Distribuirea. Da, asta este și română, da. De cele mai importante, cele mai reprezentative le puteți păstra aici, în reperele din istorie. Mai departe, avem feed. Bună ziua! Profilul. Lentă. Lentă, da. Da, în lenta profilului. Flux. Nu e flux, nici flux nu e, n-am idee. Da, povești. Povestiri. Aici avem toate postările pe care le conține cronologie. Cronologia profilului. Tot ce trebuie să înlocuim toate aplicațiile noastre în limba română și atunci să ne fie mai ușor când povestim. Adică să schimb. Da, ok. Da, aici stai eu leacă să mișcă. Deci, acum o să mișcăm pe feed-ul. Important este ca și cronologia postărilor noastre să arate destul de estetic, da? Deci nu plasăm neapărat foarte. În general, Instagram-ul este o platformă estetic, cumva, o platformă vizuală. Respectiv, aici utilizatorii se așteaptă să vadă conținut frumos.
Pe când, de exemplu, comparativ cu Facebook, e absolut ok cumva să vezi o anumită promoție. Pe când pe Instagram postăm mai mult conținut estetic care reprezintă brandul nostru. Da, gata, e ok. Am transmis mesajul. Da. Avem cazul Barda și aici o să vorbim deja despre alte elemente ale paginii. Nu trebuie să ne vestim, da, să povestim. Bun. Noi tot vedem mesajele și involuntar încercăm să le... Noi ne străduim, sincer, noi ne străduim să fie cât mai accesibil limbajul, dar cumva sunt niște termeni pe care noi putem evita. Și voi, cât mai des o să-i auziți în diferite contexte, o să începeți să-i înțelegeți și o să începeți să fiți cumva familiarizați cu ei. Noi, cu toată sinceritatea, vorbim destul de simplu în cazul de față. Bun, aici o să vorbim despre descrierea paginii. Ce conține descrierea paginii și ce ar trebui ea să conțină, de fapt. Aici avem descrierea despre brand și punem fie dacă avem un slogan, fie anul în care compania noastră a fost fondată, fie anumite chestii care sunt absolut reprezentative pentru brand. Sunt chestiile care voi vreți, în primul rând, audiența voastră să o cunoască despre brand. Mai departe, avem persoanele care urmăresc pagina, persoanele care au dat like paginii voastre. Da. Și mai departe avem site-ul, în cazul în care noi dispunem de un website, atunci noi îl includem aici. Așa, categoria și deja informația de contact. Este vorba despre e-mail și, desigur, un număr de telefon la care o să fie cineva disponibil mereu să sune. Și dacă este vorba despre restaurante sau magazine offline, deja aici să mai adaug mai jos și locația. Adică este o hartă unde se arată locația voastră sau afacere. Okay. Da, avem aici iarăși un exemplu de cum poate să arate un cont de Instagram. Iarăși este poza de profil care la fel arată exact așa cum arată și pe Facebook. Nu vorbisem anterior despre bio a profilului de Instagram. Aici neapărat trebuie să avem chestiile foarte reprezentative despre brand. Numai că, iarăși, în Instagram avem și mai puțin spațiu pentru a pune asta. Aici spațiu de post. Nu așa de mult ca pe Facebook. Deci, cumva prioritizați ceea ce puneți în bio pe contul de Instagram. Ar fi de dorit să fie sloganul, dacă l-aveți, fie o chestie foarte reprezentativă despre voi și neapărat website. Iarăși, reperele din stories sunt chestiile care sunt anumite campanii pe care le-ați făcut, anumite promoții pe care le aveți, brandul în utilizare de către audiența voastră. Da. Aici iarăși cum poate arăta brandul vostru. Noi mai departe o să vorbim și despre ce trebuie să vă stabiliți categoriile de conținut pe care să le aveți. Așa, da, iată aici. Pe exemplu Torcin o să discutăm despre ce categorii de conținut puteți voi să stabiliți. Noi de obicei așa facem în momentul în care planificăm strategia pentru anul viitor. Stabilim care sunt prioritățile noastre pentru anul respectiv și deja vedem care sunt categoriile de conținut pe care o să ne concentrăm în funcție de care sunt prioritățile noastre pentru anul respectiv. Aici, de exemplu, avem product placement. Dacă voi aveți un produs sau un serviciu, stabiliți care sunt
momentele sau care sunt anumite vizualizări ale utilizării produsului vostru. Așa. Mai departe, în cazul de față, noi avem fie că este prezent produsul, fie că noi avem anumite rețete care includ produsul respectiv. Și noi deja în textul postării astea, pentru cei interesați, dăm și rețeta. La fel și voi, în cazul în care aveți un anumit produs, puteți să dați anumite tip anumite sugestii, sfaturi de cum se poate de utilizat acest produs sau serviciu. Experiențele anumitor utilizatori puteți le dați acolo. Și tot așa. Da, la fel integrarea de produs. Sunt anumite posteri în care voi aveți prezent produsul vostru. Dar nu se vorbește direct despre dânsul. Da. La fel, posteri, nu trebuie să avem doar posteri care sunt cu plasarea de produs, pe care avem neapărat în față, în centrul atenției produsul. Este foarte important să dăm și anumite chestii care sunt utile și plăcute a audienței noastre. În cazul de față avem o anumită cină în care noi urăm, de exemplu, o seară frumoasă audienței noastre, care ne urmărește pentru rețetele pe care noi le dăm, ne urmărește pentru produsele noi care apar, iar noi, la rândul nostru, venim cu anumite posteri de atmosferă. Posteri în care, aici, la posterile de atmosferă, s-ar integra, de exemplu, și posterile de anumite sărbători care sunt atât importante pentru audiența noastră, cât importante și pentru brand. Sunt reprezentative cumva. Un exemplu în cazul ăsta ar fi la torci, nu neapărat am vorbit despre eco și tot așa, dacă ei nu sunt neapărat interesați în asta. Pe când la Coca-Cola, care investește destul de mult în faza asta de eco și cumva încearcă să treacă pe mai mult ecologie, vorbim neapărat în interesele brandului despre toate sărbătorile legate de asta. Da, îi vorbește aici. Ok. După cum am menționat și anterior, stories-urile sunt folosite fie pentru a anunța ceva care nu este atât de semnificativ, cum ar fi să anunți câștigătorul la un concurs pe care l-ai organizat, fie, de exemplu, participarea la anumite evenimente, sau să faci un fel de, să-i spunem așa, raport de la event, post-event. Adică tu te duci la event sau se duci la eveniment. Și deja acolo faci un arăți cum este stand-ul la brandul tău sau cum tu ai contribuit la desfășurarea acestui eveniment. Mergem mai departe. Este vorba despre ceea ce a povestit Mirela, că dacă ai, de exemplu, un produs de mass market, un produs care este utilizat, este folosit de... Este îndreptat pentru masă în general. Este un produs... Nu specific pentru o anumit audiență îngustă, dar este pentru toți, cum ar fi, de exemplu, pasta de dinți sau praful de spălat sau așa mai departe. Respectiv, utilizatorii inevitabil o să facă un story și o să vă tăbuiască și voi respectiv o să fiți într-un oarecare fel, o să vă conectați cu utilizatorul prin faptul că voi o să distribuiți stories-ul lui. De asemenea, și colaborările cu influencerii. Dacă influencerul a făcut o postare, nu e numai decât tu spre fotografia și ești să postezi la tine pe profil. E de ajuns ca tu să faci un stories, să distribuiești stories și e deja o să fii informați că iată, tu ai colaborat cu influencerul ăsta și influencerul ăsta te susține. Mergem mai departe. Noi de obicei tindem sărbătorile pe care le avem, de exemplu pe Instagram, pentru că noi să păstrăm stilul cronologiei profilului, noi toate postările despre sărbători le-am mutat în stories. Adică oricum ea durează 24 de ore sărbătoarea asta și respectiv
stories este un format efemer, 24 de ore, a trecut sărbătoarea și tu nu îți împli feed-ul cu multe postări de astea cu sărbătoare. Următoarea asta e, după cum spunea, să folosim tot potențialul la platformă, adică putem să organizăm anumite, cum zici, quiz? Concurs. Concurs de stau mai multe răspunsuri și voi alege. De exemplu, să luăm exemplu care noi îl avem aici. Noi am adresat o întrebare și am vrut să testăm audiența noastră, să vedem dacă ei cunosc anumite chestii despre cum se servește vinul roșu. De obicei, asta face parte din educația audienței cumva, dar o facem prin interacțiune, prin chestii care le sunt interesante lor. Chiar dacă cei care participă nu vor ști care este răspunsul corect, noi avem oricum dat și răspunsul corect acolo, respectiv ei vor afla. Deci eu sunt sigură că voi ați văzut chestii de astea în stories și e o chestie care ajută la interacțiunea cu audiența noastră, ajută cumva ca brandul să fie cunoscut și distrează cumva audiența și o lasă conectată cu noi. Ok. În continuare, noi o să vă prezentăm anumite instrumente care o să vă ajute să creați conținut. Noi discutam despre ce, de fapt, și inițial v-am zis că noi o să vă prezentăm pe lângă experiența pe care o avem noi și cumva studiile de caz pe care vi le-am prezentat cu fiecare dintre elementele care le-am povestit până acum și anumite instrumente prin care voi singuri puteți creați conținutul pe care doriți să-l aveți pe social media, pe rețelele sociale. Ok, noi am divizat toate instrumentele acestea în trei. Este conținut, învățare și performanță. La partea de conținut, noi am oferit primele două logouri. Noi am oferit două aplicații care ele sunt ușor de folosit pentru a crea imagini statice frumoase. Adică acolo sunt anumite șablonuri unde voi vă puteți integra fotografia voastră care ați făcut-o. Este foarte mult conținut gratis de fapt acolo. Deci voi puteți să-l utilizați absolut fără a plăti nimic. Și sunt și multe șabloane cum asta poate arăta. Puteți schimbați culorile după cele reprezentante brandului vostru, puteți schimba fonturile și tot așa. Deci e o chestie care pentru început vă ajută foarte mult în crearea conținutului. Da, primul este Canva, logo acesta rotund. Și al doilea este Adobe Spark. Diferența dintre Canva și Adobe Spark e faptul că Canva puteți lucrați mult mai ușor cu dânsul pe calculator, dar Spark puteți la telefon foarte rapid să generați o prostare. De exemplu, dacă aveți nevoie foarte repede, este Adobe Spark și vă conectați cu el. Mai departe, noi de obicei folosim stocuri gratis. Și noi l-am găsit pe unul unde fotografiile sunt cele mai calitative și unde ele poți găsi aproape orice. Unsplash, în general, e o platformă pe care găsești ușor nu fotografii după șabloanele din stocuri. Deci sunt niște fotografii mult mai autentice și mult mai deosebite decât ceea ce puteți găsi, de exemplu, pe Shutterstock. Unde cumva deja conținutul care este pe Shutter începe deveni fals cumva. Dar aici avem cumva imagini mult mai vii, mult mai active cumva în sensul ăsta. Da, și plus la aceasta, acolo creatorii încearcă de fiecare dată, cei care pun fotografii pe Unsplash, încearcă de fiecare dată să se mențină în trend-uri. Respectiv, acolo voi întotdeauna să găsiți niște fotografii frumoase, care ele sunt actuale. Ultimele două logo-uri sunt logo-uri la extensii și aplicații. Language Tool, asta e primul. Language Tool vă ajută să scriți corect textele. Adică el nu e atât cât un autocorector, dar el poate să vă arate și punctuația și stilistic. Okay.
Și stilistic să vă ajute să formulați un text destul de... Da. Nu știu nimic. Stilistic cumva să aranjați textul. El este disponibil în engleză, română, rusă. Grammarly mi se pare că e doar în engleză. Dacă o să aveți nevoie de copywriting în engleză, Grammarly este mult mai avansat, spunem așa. Este atât versiunea. Language Tool este full gratis, dar Grammarly este nevoie de a achita pentru anumite... Dar în principiu pentru chestiile de bază e ok și versiunea gratis. Ok, și dacă tot am ajuns că sunteți la început de cale și vreți să înțelegeți cât mai multe despre marketing pe Facebook, Facebook are așa o platformă ca Facebook Blueprint. Acolo sunt stocate toate materialele de unde voi puteți să învățați ce e asta social media, cum să vă promovați, cum să vă faceți chiar și o strategie. Cum să vă faceți chiar și o strategie de comunicare, cum să vă poziționați produsul, adică acolo nu este doar despre content, cât despre cum să vă gestionați o afacere și ca toată activitatea asta va cu social media să devină eficientă și să vă aducă profit. Iar pentru a înțelege performanța la toate șefi și toate eforturile care voi le faceți, aici mai mult este vorba despre primele două sunt dacă voi aveți site. Asta este Bitly. Bitly vă ajută să vă prescurtați, link-urile și să le oferiți o extensie personalizată. Și puteți vedeți traficul vostru de unde vine. Asta în caz că aveți site. Google Analytics la fel. O să vă ajute să vedeți cum interacționează utilizatorii cu site-ul vostru, unde ei se opresc, de ce ei se opresc acolo și cum voi puteți să optimizați tot. Da, eu despre asta discut la training-uri. Și este Facebook Analytics, ca să nu încurcați cu Facebook Insights. Facebook Analytics este o platformă aparte, nu o platformă, este o secțiune aparte în Business Manager, unde puteți să analizați atât partea asta de insight-uri din interior la Facebook, cât și partea de site. Adică el cumva le combină și vă oferă mai multe date despre. Asta e tot? Da. Mai sunt anumite sfaturi pe care noi le-am formulat. Prima este, cred, da. La nivel de conținut, în cazul în care voi aveți anumite chestii pe care, la care este neapărat să implici un specialist, un designer, ar fi bine, de exemplu, să vă stabiliți, cum am zis și anterior, care sunt categoriile de conținut pe care voi în mare parte o să le aveți. Și să aveți anumite template-uri pentru postările respective. Template-uri, de exemplu, care le puteți edita în Canva și voi deja să vă personalizați fiecare dintre postările respective. Da, crearea categoriilor de content, da, asta cumva legat între ele. Accent pe video. Da. În faza de învățare, cel mai bine o să fie ca inițial să vă stabiliți care este audiența voastră, spre cine voi vă orientați. Dar asta, iarăși, trebuie să fim foarte realiști și să înțelegem la ce audiență. Nu e audiența la care, spre care noi, eu cred așa, dar trebuie să vedem în dependență de consumul la serviciu sau consumul la produs. Mă rog, asta e chestie absolut importantă, da, în general pentru la etapa incipientă a unui business. Deja trebuie să înțelegeți că și pe Facebook voi vă puteți găsi audiența respectivă și să nu promovați sau să comunicați cu o audiență neapărat largă dacă audiența sau cumpărătorul vostru nu face parte din așa audiență. La fel, a doua etapă din faza de învățare este testarea conținutului. Adică voi sunteți la început de cale, respectiv, da, v-ați stabilit audiența, dar trebuie să vedeți ce conținut consumă audiența voastră. De asta nu vă sfiiți să creați cât mai multe, adică să nu, pentru început trebuie să încercați de toate, pentru că ulterior să aveți consistență în comunicare. De întâi încercați să vedeți ce funcționează mai bine, de exemplu, pe parcursul la 2 luni, ca să fie o perioadă destul de mare de analiză.
După care vedeți ce postări, care sunt indicatorii postării și începeți să livrați consistent exact conținutul pe care el, a funcționat. Și respectiv la partea de performanță, după cum am menționat și până acum, este important să folosim la maxim potențialul platformelor. Adică dacă suntem pe Instagram, să folosim foarte mult stories, în stories să folosim teste de cele care v-am arătat, voturi, da, nu, să interacționăm cât mai mult, pentru că asta e chestie care este în trend acum pe Instagram. Respectiv, noi să fim mereu în trend cu ceea ce este consumat de către audiență, da. Și pe Facebook, respectiv, dacă este cazul, putem lansa un live. Dacă noi avem un business online, putem lansa Facebook Shop. Dacă este nevoie, putem conecta și un chatbot. Adică, în dependență de specificul afacerii, încercăm să folosim tot ceea ce ne se dă nou de la Facebook. Asta e. Aici tot? Da, mersi. Mulțumesc. Mulțumesc, Adrian și Mirela. Pentru restul participanților care nu au înțeles careva indicatori, Maria Nemciuc a transmis un ghid sau un fel de dicționar de marketing online. Nu trebuie să vă supărați dacă se folosesc de fapt indicatori în limba engleză, pentru că, mă rog, majoritatea platformelor sunt în limba engleză folosite de noi. Nu cunosc dacă Facebook Blueprint este și în limba română, voi știți asta? Nu, este în rusă. Este în rusă. Este în rusă, atunci puteți să le învățați în limba rusă. Și din partea mea și din partea la toți care se folosesc de aceste platforme, de fapt, de ajutor va fi dacă vă folosiți mai des și apăsați pe toate butoanele de acolo, pentru că așa o să le înțelegeți, nu o să vă supărați pe noi. Mirela și Adrian, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Eu știu că vă e oferit din ziua voastră de lucru și vă mulțumesc foarte mult. Sper că o să mai fiți alături de noi și la alte proiecte. Și mulțumim Publicis pentru că vă faceți grijă de media. Media. Publicis Media. Da? Da, voi sunteți cu microfonul aprins. Mulțumim pentru că vă interesează dezvoltarea business-urilor mici de la noi din țară. Eu vă stând pe voi de pe ecran și dacă tot voi frumos. Noi ne trebuim să învățăm română. Da. Dacă tot Mirela cu Adrian a început a vorbi despre Google Analytics înainte de timp, noi îl avem aici pe Tudor. Tudor, succes! Tudor se alătură. Noroc, Tudor! Salutare, bună seara! Bună seara la toată lumea! Tot bine? Da. Ok. Da, te auzi foarte bine, ești foarte frumos. Mulțumesc, Olga. Nu uita să pornești pe cantarea. Da, mersi, da. Deci am cuvântul, da? Da. Ok, bună seara, dragi participanți, încă o dată. Ne-am văzut și săptămâna trecută, cu majoritatea din voi. Astăzi am să vă vorbesc despre unul din produsele Google. Încă n-am pornit prezentarea, așa că tot ok. Astăzi am să vorbesc despre unul din produsele Google. E vorba despre Google My Business. Așa că pentru unii poate nu o să fie informație super mega wow. Pentru alții să spună că wow, de ce e asta și cum de folosit. Dar după mine este un must, adică o chestie basic, o chestie care orice afacere sau mai bine spus orice companie care are un punct de vânzare poate, sau vrea să fie prezent online, asta ar fi unul din începuturile. Așa cum, super, foarte bine Marina, deci așa cum colegii mei au spus anterior despre pagini pe Facebook și Instagram, cam ceva asemănător o să vorbim despre Google My Business, pentru că Google a avut în anterior o încercare de a face Google Plus, poate mulți din voi ați auzit, au văzut că nu prea s-au primit și respectiv i-a dat o nouă viață la Google Maps.
cum a dat o nouă viață, acum și o să vedeți în continuare. Sau poate unii din voi și știți despre asta. Olga, te rog, poți să deconectezi microfonul sau de cum te tapezi? Sorry. Ok, mersi mult. Bun, eu să pornesc așa. Deci, share screen ecran. Eu am să pornesc. Așa. Ok, iarăși așa. Eu nu am să spuneți-mi. Olga, îmi spui, te rog, dacă se vede prezentarea mea. Te rog. Se vede. Ok, mersi mult, pentru că eu din păcate nu am să văd comentariile, dar am să mă strădui să fac o pauză pe la mijloc ca să poate să văd să vă răspund la careva întrebări. Ok, bun, deci Google My Business, ce este Google My Business? Asigur că toți știți sau ați văzut sau ați intrat cel puțin o dată pe Google Maps. Da? Și dacă deschideți Google Maps, pur și simplu îl deschideți, o să vedeți foarte, foarte, foarte multe locații de genul ăsta. Restaurante, oficiu poștal, magazine, inclusiv chiar și instituții de stat, de exemplu, Biroul Migrației și Azil, Universități și așa mai departe. Deci toate astea sunt locațiile companiilor pe Google. Google Maps, mulți cunosc de Google Maps. Deci, cum spuneam anterior, ei au făcut un fel de rebranding, un fel de update la Google Maps și au ajuns la Google My Business. Ce este Google My Business? Este un instrument gratuit care ajută pe de o parte afacerile locale, în special companiile mici care au un mic, poate n-au încă un site, n-au poate nici pagină de Facebook, dar au un punct fizic undeva în oraș ca să fie vizibil în online. Și pe de altă parte, Google My Business ajută potențialii clienți sau oamenii care au nevoie de aceste produse, de servicii lor, să găsească în Maps, în online, aceste afaceri. Spre spunem, ca de exemplu, am nevoie de barbershop, da? Și eu am ajuns, recent m-am mutat în Chișinău, am ajuns în Chișinău și caut barbershop Chișinău, respectiv vedem aici în rezultatele căutărilor, îmi arată pe hartă unde sunt mai multe locații, în principiu sau în principal el arată locațiile care sunt mai aproape de unde sunt eu acum. Și ulterior, dacă vedeți, în zona Buiucanilor, acolo tot sunt niște puncte roșii. Ele sunt ceva mai departe, dar la fel funcționează. Deci cei ce el o să-mi afișeze aici, o să, în primul rând o să-mi afișeze locațiile care sunt cele mai aproape de mine. Așa, respectiv, dacă voi sunteți, de exemplu, la Botanica și căutați, nu știu, exact la fel barbershop, în cazul vostru o pică să afișeze alte rezultate. Dacă sunteți la Buicani sau la Belt, iarăși o să afișeze altfel de rezultate căutărilor. Ok, sau de exemplu bilete de avion Chișinău. Da, eu am căutat bilete de avion și iarăși mi s-au afișat mai multe rezultate, cum spuneam, care exact ca și în cazul barbershop, dar eu vreau să văd mai multe locații. Atunci apăs pe aici, este jos un buton, mai multe locații, și sunt dus pe Google Maps unde văd mai exact unde sunt aceste locații. Dacă am să dau pe această bară în jos, o să mi se afișeze încă mai multe business-uri locale, hai să spunem așa, care se ocupe cu ceea ce eu am nevoie, adică sau vând produsele pe care eu am nevoie. Ok, sper că până aici prima etapă este clar. Eu am să scot un pic stop sharing. Vreau să văd dacă la etapa asta este clar și câți din voi aveți o locație în Google My Business. Locația voastră deja sau câți din voi aveți o locație Google Maps? Hai să spunem mai simplu, Google Maps. Puneți plus dacă aveți locație, puneți 0 dacă încă nu aveți o locație. Ok. Așa, super. Mă bucurăm că sunt mai multe companii care au locații.
Cei care au locația să vin și cu câteva recomandări spre final. O să vin cu câteva recomandări spre final legat de cum să optimizați mai mult ca locațiile voastre să afișeze, să fie mai vizibile. Acum doar o secundă, aici era o întrebare. Пожалуйста, адрес для компании появляется по заявке и приходит письмо. Или это уничтожение информации? Это устаревшее. Окей, значит, întrebare era următor. Dacă pentru confirmarea locației, dacă pentru confirmarea locației vine scrisoarea acasă sau este informație veche? Da, într-adevăr, și am să fac pe pași toate aceste momente ca să vă vină confirmarea și o să vă arăt cum vine confirmarea. Ok. A dispărut sunetul? Nu, așa, dar aștept codul de confirmare prin post jumătate de an. Da, deci, ok, eu am să mai vorbesc despre subiectul acesta, dar dacă nu a venit pentru cei care deja au încercat să-și creeze locație și ați ajuns la pasul că trebuie să primiți confirmare pe poșta fizică și încă nu a venit, încercați a doua oară, încercați a treia oară până trebuie să vină. Pentru că mult în timp, sau mai bine spus, în perioada asta a pandemiei, am văzut mai multe persoane care, hai să spunem așa, se jelui că nu le vine scrisoarea. De asta încercați, intrați în contul vostru de Google My Business. Am să arăt iarăși un pic mai târziu în prezentare și puteți să mai încercați să cereți încă o dată acest cod de confirmare. Așa, nu se vede chat-ul, dar de exemplu, serialul nostru cum se voi arăta pe gâmbă. Dar, de exemplu, așa, ce facem dacă la înregistrare Google ofer doar opțiunea transmiterea codului confirmat prin poștă? Așa. Ok, ce facem dacă cere înregistrarea doar prin poștă? Nu facem nimic, așteptăm să vină confirmarea pe poștă, fizică, real. Este și eu inclusiv am confirmat de câteva ori prin telefon. Deci în momentul în care îți creezi acest cont, acolo este opțiunea de a confirma. De fapt, nu la toți apar, dar este opțiunea de a confirma prin telefon. Respectiv, prin momentul în care tu ai terminat de creat acest cont, îți vine un SMS și automat tu confirmi locația. Cum alegem să ne fie expediat codul prin e-mail? Deci nu este posibil. Asta și e ideea, asta și ideea de confirmare a locației, pentru că trebuie să vă vină această scrisoare pe la voi la locația fizică, ca într-adevăr Google să se convingă că locația voastră este adevărat, ea există și nu este o companie fake care a făcut o locație invizibilă. Care e format corect de introducere? 2038. Deci care este formatul corect de introducere a codului poștal? MD 2038, MD prin liuț 2038. Deci să scrii doar 2038, fără MD, fără liuț, fără mic. Sau fără crate, că Google nu vrea. Deci doar 2038, 2000, 2021, 2027 și așa mai departe. Da, deci aici scrie, Vica scrie că a solicitat adresa pentru locație și a ajuns în 10 zile, respectiv ea funcționează. Alexandra, deci încercați legat când de 3 ori și nu a venit, încercați să scrieți la suport, încercați cumva cu ajutorul lor să confirmați, acolo este opțiunea prin care ei voi fotografiați locația din exterior și pot să vă confirme această locație. Chiar zile trecute am vorbit cu cineva care a confirmat cu ajutorul la suport, a confirmat locația. De vreo 4 ori am solicitat, nimic din păcate. Da, deci Valentin, te cred, mai sunt situații genul ăsta, foarte mult contează și de persoana de la poștă, foarte mult contează și unde se află oficiul vostru sau magazinul. De exemplu, eu exact la fel am avut probleme de momentul în care mi-am schimbat de la oficiul vechi la oficiul nou, pentru că aici unde suntem noi la 31 august 78, cred că sunt foarte multe oficii, e o zonă foarte mare, respectiv nu ne-au dus-o deloc, nu ne-au dus-o poștărița și am avut probleme până a fost nevoie să creăm altă locație. Bun, am să revin la întrebările voastre, deschid înapoi prezentarea ca să continui. Ok, bun. Da. Așa.
Spuneam despre cum să, deci o să facem un mini exercițiu practic ca să vă localizați afacerea pe Google My Business sau cum să vă localizați, cum să vă creați acest cont pe Google My Business pentru companiile, pentru cei care încă nu au locația pe Google My Business. Așa, deci la prima etapă. Deci dar un moment foarte important, Petru Broneam să rog și încă data trecută să-ți vorbești data trecută. Deci foarte important pentru voi ca companie, deci eu am să opresc un pic stop sharing, să văd comentarii, să vă văd pe voi. Deci foarte important pentru voi ca companie, indiferent că o să faceți reclamă voi, nu o să faceți reclamă, o să vă creați Google My Business voi sau o dați unei alte persoane să fac chestia asta. Foarte important să vă creați un cont de Gmail, un cont de Gmail care să fie destinat pentru toate conturile de lucru de la Google. Ce înseamnă? Ce înseamnă asta? Deci vă creați un cont de Google, de Gmail, de genul compania SRL, compania.srl, @gmail.com sau promovare, compania@gmail.com sau promo sau diferit, nu contează, puteți să puneți denumirea, numai nu faceți greșeala să folosiți e-mailul personal. Deci nu folosiți e-mailul personal în a crea toate aceste conturi, pentru că la prima etapă, la etapa asta unde sunteți poate încă doar voi și încă o persoană în companie, pentru voi este ok, dar dacă ulterior o să vă măriți echipa, să ajungeți să luați o persoană care se ocupe de promovare, ulterior o să fie probleme în momentul ăsta. De asta, deci din start de pe acum, vă recomand să vă creați un Gmail pe care să-l folosiți atât pentru Google My Business, cât și pentru alte conturi de genul Google Analytics, Google Ads și așa mai departe. Ok, deci ce spuneam, deci Gmail, să-l folosiți Google My Business pentru reclamele Google, pentru Google Analytics, Google Tag Manager, ele toate să fie de pe același Gmail ca să fie legate. Respectiv și, hai să spunem, Google sau lucrul să fie mai ușor și mai târziu, voi nu o să întâmpinați dificultăți în lucru sau a preda aceste momente către un specialist sau către o agenție dacă vreți să lucrați cu cineva mai mare. Ok, cum să creați un cont pe Google My Business? Deoarece link-ul de acces este un pic mai lung, eu am mers un pas foarte simplu, am scris în Google Google My Business și primul rezultat am intrat pe el, după care am ajuns pe așa o pagină unde am, fie pot să mă conectez în partea dreaptă sus, fie să gestionez, adică deja dacă am un cont, fie să-mi conectez, să-mi fac un cont. Ok, am să-mi creez un cont și ce spuneam eu, introduc denumirea e-mailului pentru lucru, hai să spunem așa, e-mailul de lucru. Îl introduc aici, ulterior introduc parola și ajung la etapa unde trebuie să îmi creez această locație. Apăs pe butonul adăugați companie, după care îi dau un nume companiei. Aici denumirea numelui, am să vorbesc mai târziu, dar spun acum, doar să-mi aduc aminte. Străduiți-vă, ok, să fie denumire, nu prea vă străduiți să fie denumire SRL-ului. Da, gen acolo, nu știu cum, stil construct, aron, SRL, stil construct, SRL, sau nu știu cum, compania SRL. Străduiți-vă să-i dați aici numele brandului vostru, da? Pentru că SRL-urile pot să schimbe, pot să ai și 2 SRL-uri, 5 SRL-uri și 10 SRL-uri, dar brandul el pot să rămână. De asta străduiți aici, dați numele brandului, nu denumirea SRL-ului. Unul la mână și doi la mână legat de denumirea care o puneți în Google My Business. Am văzut, este așa o tendință și am văzut inclusiv și pe Facebook, dar foarte multe companii folosesc asta, în special pe Google My Business. În denumirea companiei bagă și poate pe scurt domeniul de activitate, genul fereastră termo, de exemplu, nu știu, fereastrata.md, fereastre și geamuri termopan, ca variantă. Eu am să dau exemplu mai târziu, câteva exemple genul ăsta. De asta la denumire
Puneți-i o denumire, în primul rând, dacă aveți un brand, să denumire magazinului să fie. Și a doua să fie, poate și scurt, cu ce voi vă ocupați, ca fi mult mai clar. Și o să vă găsească mult mai ușor potențialii voștri clienți în motor de căutare, cât și pe Google Maps. Ok, mai departe, la următoarea etapă, este nevoie să introduc categoria comercială sau cu ce eu mă ocup. Și începe a scrie servicii de consultanță sau servicii de promovare. Și, ulterior, îmi aleg din opțiunile pe care le are Google. În următoarea etapă mă întreb dacă am un birou sau magazin fizic. De obicei ar fi bine oricum să băgați așa că da, bine, dacă nu-l aveți, nu, dar dacă-l aveți, atunci numai decât îi puneți da. Și îi introduce adresa, strada cu numărul, codul poștal, cineva că m-a întrebat de cum scrie codul poștal, deci 2012, și orașul. Următoarea etapă este da, prestez servicii și în afara locației, dacă eu ofer servicii și în afara Chișinăului sau nu, dacă respectiv rămâne doar Chișinău. Dacă ofer și servicii în afara locației, atunci pot să menționez și aici am adăugat, de exemplu, Moldova, România sau, de exemplu, alte țări care eu pot să prestez servicii. Și iarăși merg la următorul pas, unde la final îmi trebuie să introduc numărul de telefon și adresa website-ului dacă l-am. Dacă nu l-am, pot să merg la opțiunea aici să-mi creez un website Google, la Google My Business este și opțiunea de a-ți crea un website gratuit sau dacă nu ai nevoie la moment, pur și simplu nu am nevoie și mergi mai departe, la următoarea etapă. Fii la curent noutățile, ok, dacă vrei să primești careva notificări despre actualizări sau nu, da, nu și așa, și mergem la următoarea etapă, după care am finalizat. Aici este etapa unde spuneam că trebuie să alegem opțiunea de confirmare. Și la fel cum am spus, deci am avut situații când mi-a apărut opțiunea de confirmare prin telefon, respectiv pe numărul de telefon îmi venea un SMS chiar atunci, în momentul respectiv, eu îl introduceam și am confirmat. Dacă nu merge opțiunea asta, atunci rămâne doar opțiunea de prin poștă, e vorba de poșta fizică, vă expedează o scrisoare cu un cod. Ca recomandare aici la nume, către cine se adresează această adresă, puteți să menționați dacă este un business centru sau nu știu, o locație fizică sau un magazin. Ar fi bine puteți să menționați în paranteză un pic mai detaliat, gen magazin Căstinuța sau business centru, nu știu cum, etajul 6 și așa mai departe. Ca atât persoane care vă aduce scrisoare să fie mai ușor să vă găsească și să vă livreze acest cod de care aveți nevoie. Așa, și după ce am terminat și cu confirmarea, am ajuns pe profilul nostru, pe pagina noastră de Google My Business, unde trebuie ca să terminăm sau să îndeplinim mai multe câmpuri ca el să avem un profil complet. Una dintre cele mai de bază ar fi informațiile, adică informațiile de bază unde trebuie să ne punem orele de lucru, numărul de telefon, site-ul dacă sunt, aici mai jos sunt produse, serviciile pe care le oferim, niște repere, adică niște cuvinte cheie de bază pe care să vă găsească. Avem opțiunea de a adăuga fotografii, foarte important ca din start să adăugați câteva fotografii de bază, pentru că de obicei fotografiile astea o să fie vizibile în momentul în care oamenii o să caute compania voastră în Google. Să introduceți chiar exact ca și pe pagina Facebook sigla, adică logo-ul companiei, ce ține de copertă sau pe Facebook o numim cover, această copertă care apare partea de sus, videouri, poze din interior și poze cu echipă. Aici vedeți în partea de sus sunt videouri, poze din interior cu la serviciu, cu echipa, etapele de lucru și așa mai departe. Și trebuie să spuneam în final, dacă după 14 zile sau 10 zile sau în dependență cât de repede vă vine codul de confirmare, intrați din nou în contul vostru de Google My Business și în partea de jos la confirmare locație vă duce pe această pagină, trebuie să introduceți acest cod ca să vă confirme compania voastră în Google.
Numai după asta o să vi se deschidă mai multe opțiuni, inclusiv, de exemplu, să faceți postări, să vedeți statistici despre companie, să mesaje, recenzii și așa mai departe. Deci numai după ce o să fie introdus acest cod de confirmare, numai atunci o să aveți opțiunea de să deschide orizontul pentru toate opțiunile care le-au ei. Bun, o să vedem o serie de întrebări, dacă sunt aici, dacă au apărut. Așa, la mine a venit rapid, a primit codul. YouTube setat deja acolo. Deci, Alex, dacă avem un cont de YouTube setat deja pe Aron Domeniu Companie, este o chestie, nu știu ce alte servicii. Da, dacă ele sunt legate de un e-mail a companiei și nu de e-mailul personal, da. Și, da, apropo, și contul de YouTube, am uitat să menționez, tot pot fi conectat aici. Și alte, produse pe care le are Google, ele toate pot fi folosite atunci când ai și același Google Drive și aceleași, nu știu, alte servicii care mai sunt, produse care mai sunt. Ok, dacă avem o locație, cum putem adăuga mai multe sau cum schimbăm dacă este necesar? Ok, deci, Valeriu, da, este posibil de adăugat mai multe locații și de chestia asta se folosesc în special de genul supermarketurile, magazinele, în lanțurile de magazine. Pentru asta, două secunde, eu am să deschid aici, așa, am să deschid... ok, nu se primește. Deci, la fel, în contul vostru de Google My Business, acolo este opțiunea gestionați locații și poți să creezi a doua, a treia, a patra, a cincea și multe alte locații. Adică poți să creezi, adaugi locații noi și respectiv o să apară. La fel, pașii sunt aceiași, doar că deja contul de bază, contul My Business de bază, el este. Dar pașii pentru confirmare, pentru... trebuie să arăți poate chiar inclusiv pe hartă exact unde se află punctul vostru de comercializare sau oficiu. Respectiv, este foarte simplu. Dacă e făcut odată, deja o să fie ușor. Ok. Da, deci mai problematic, dar trebuie, dacă de schimbat exact aceeași, la fel aceeași pași. Am dat exemplul meu în care noi ne-am schimbat cu, cred că, 500 de metri în altă oficiu și a fost nevoie să confirmăm din nou locația nouă, iar după o serie de trimitere a codului ăsta, din păcate el nu a mai venit, inclusiv am încercat prin toate instanțe, nu ne ajută și singura opțiune a fost doar să creăm un cont de Google My Business nou. Sper că voi să nu ajungeți până asta, că nu-i tare plăcut, pentru că se pierde mare parte cam tot. Ce mari să aibă videoul? Marina, din păcate, nu cunosc. Noi pe contul nostru de Google My Business am încărcat videouri obișnuite. Nici nu știu, în ce sens mărime, ca greutate, adică în gigabytes, megabytes, pentru că noi am încărcat review-uri, de exemplu, la cursurile noastre care aveau câte 200-300 de megabytes și au fost acceptate tot ok. Da, deci am mai spus, Valentin, puteți indicați să creați ca adresă nouă și inclusiv puteți chiar să arătați, poate chiar pe hartă, mai clar unde voi vă aflați. Pentru fiecare locație vă puteți vă adăugați câte un număr de telefon diferit, dacă aveți asta încă ar fi mai bine. Ok, bun. Cu întrebările am terminat. Mergem mai departe. Așa. Așa, bun, foarte des primesc întrebarea de la companiile care deja au cont de Google My Business. Foarte des primesc întrebarea: cum eu să fiu printre primii, anume în rezultatele căutărilor? Nu vorbim de Google Search, anume vorbim de rezultatul căutărilor astea cu harta. Cum eu să fiu printre primii sau cum eu să fiu printre acești trei companii? Deci pentru asta este nevoie și în special aici deja ca informații se adresează în special celor care deja au conturi pe Google My Business. Pentru asta simt nevoie de câteva, sau am câteva recomandări.
am spus și încă la partea de crearea contului, să dați un nume relevant afacerii. Deci nu evitați releuri, evitați numiri, nu că dubioase, dar cum denumirea juridică a companiei, dați denumirea brandului. Dacă încă nu l-aveți, spuneți-i, găsiți-l, faceți-l acum. Și am dat câteva exemple de companii. Nu știu dacă sunt exemple pozitive. Nu știu că, desigur, pentru că aceste companii care eu vă dau ca exemplu, ele nu sunt branduri sau marea majoritate dintre ele nu sunt branduri. Dar ele, prin aceste denumiri, lor le ajută să facă vânzări. Și lor pentru dâns și asta e ok, pentru că ei fac vânzări. Da? Și dacă ne uităm aici, transport pasageri la comandă și nouă Moldova, Europa, CSI, un nume din Google My Business compus din vreo 5-7 cuvinte. Sau transport pasageri Moldova, Germania. Da? Deci, mie, dacă el o scrie denumirea companiei SRL-ului, pe mine nu o să mă ajute cu nimic denumirea SRL-ului, mai ales dacă el e acolo, nu știu cum se numește. Dar așa eu am înțeles, ok, eu am găsit odată Moldova, Germania, eu am găsit ce în ce mi-e întreb și am sunat și am apelat la dâmșă. Sau pasageri Moldova, Italia, Bucur, Tur, MD, da, de asta spun, recomandat ar fi să fie poate denumirea site-ului și mai departe transport pasageri Moldova, Italia, sau autogări MD, curse regulate transport pasageri și așa mai departe. Sau aici cu ferestrele. Ferestre Veca în Moldova, geamuri, termopan, ferestre PVC, cu pachet și n-am. Deci, des și din mire, da, ea sună, nu sună frumos, poate, nu sună așa că, nu știu, de brand, dar ea la sigur că este ușor găsit în rezultatul căutărilor, mai ales că eu am scris aici ferestre, foarte simplu, sau ferestre termopan, sau ferestre Veca, la sigur că ea o să fie ușor de găsit în rezultatul căutărilor dacă o să conțină așa de numire. A doilea moment. Foarte important, confirmați locația voastră, deci nu lăsați, ok, eu am creat-o și eu rămas acolo deja de un an între urmă, eu l-am creat, dar ea nu mi-a venit scrisoarea asta. Încercați încă o dată, două, trei, patru ori până o să primiți această scrisoare ca să vă confirmați locația. Și este partea a doua mâine de revendicați, da? Am avut situații când sau mai bine spus, sunt momente în care anumite locații ele apar singur. Da? Utilizatorul vine și acolo este opțiune ca în momentul în care stă de telefon poți să creezi o locație. Ea nu îi aparțin, de el o scris. Aceleași, de exemplu, nu știu, parcuri, aceleași, nu știu, biserică sau anumite. Ele nu au Google My Business, dar ele au fost făcute ca locații. Respectiv, în cazul în care, dacă voi până acum n-ați făcut magazinul vostru o locație, dar deja este în Google My Business, voi puteți o căutați și să o revendicați, adică să spuneți că voi sunteți proprietarul acestei locații, respectiv, toate recenziile, tot ce este acolo, o să vă vină automat vouă în decurs de 3 zile, dacă nimeni nu o să se revendice că el este administrator. Dacă nimeni nu o să revendice, automat, timp de 3 zile, o să vă aparțină vouă. Așa, completați toate categoriile detaliat, cât mai detaliat, cât mai multe informații, cât mai clar, pentru că toate informații asta o să vă ajute ca să fiți mai ușor găsiți în motoarele căutare, o să fiți mai ușor de, ca utilizatorii să afle despre voi, o să fie mai clar și pentru potențialii voștri clienți. Așa, punctul 4, ceea ce practic foarte, foarte puține companii fac. Și de asta am făcut și o paralelă cu pagina de Facebook, pentru că profilul de Google My Business este un fel de pagină de Facebook. Puteți să faceți postări acolo, da? Și faceți asta săptămânal, pentru că postările, încărcarea de poze săptămânal, de video, oferte, evenimente și așa mai departe, toate astea făcute activ o să vă ducă anume ca aici să fiți printre primii în rezultat în astea top 3 care apar. Răspundeți la întrebări și recenzii. Da, deci la fel alt punct care mai puțin este făcut de companiile din Moldova care au o locație sau deja au un număr mare de recenzii sau au un număr mare de persoane care fac check-in în anumite locații, este că nu răspund la recenzii, indiferent când ele sunt, în special dacă ele sunt pozitive. Dacă sunt negative, răspundeți la aceste recenzii. Vă mulțumim
ne facem tot ca să fie cât mai bine. Vă mulțumim pentru recomandare, mulțumim. E o recenzie negativă, vă mulțumim, încercăm să îmbunătățim sau încercați să răspundeți astfel ca cei care au lăsat o recenzie să simtă că cineva i-a văzut nemulțumirea. Și întrebări. Întrebările mai puțin persoanele care în general da, au fost într-o anumită locație, mai puțin sau mai rar pun întrebări, dar puteți să găsiți și să aveți și întrebări. Adică e posibil, respectiv răspundeți. De exemplu, eu am chiar un exemplu foarte fain, sper că se vede. Deci, am vrut să vă arăt un exemplu de profil Google My Business aproape perfect, de fapt nu că aproape perfect, dar perfect, în care avem review-uri, foarte multe review-uri, toate informația este indicată, sunt produsele, sunt indicate, deci sunt încărcate produsele. Întrebări, și aici ce întrebare am vrut cea mai mult să vă arăt, calacol tip școlnii, este prodajă? Da, și răspunsul a venit mai jos, răspuns, добрый день, такого товара у нас нет в продаже. Da, deci răspundeți oamenilor la întrebări, pentru că chestia asta o să înțeleagă și oamenii că cineva i-a ascultat și a văzut. Poze, deci exact partea cu poze, ci sunt foarte multe poze, review-uri, da? Deci oamenii au scris un review, au lăsat deci persoana care distrează pagina lor de Google My Business sau a răspuns, iarăși, deci misiunea și detalii despre companie, poze, deci aici sunt evenimente sau da, acte evenimente și sunt ofertele cu prețuri și așa mai departe, și deja alte momente care mă rog, deja Google le listează. Așa, bun, mergem mai departe, răspunsul întrebări am spus, adăugați, eliminați produse, servicii pe care le aveți. Ce am arătat și recent la Volta, dacă în special este nevoie, dacă voi deja aveți produse, sau eu știu că voi aveți, sau servicii, adăugați-le acolo, este o categorie specială pentru asta, astfel ele sunt văzute mai bine. Și am să vă dau un alt exemplu. La compania Top Profil sunt clienții noștri și pot să vă arăt, deci, cum arată partea de produse. Deci cam așa, dacă utilizatorul pe mine mă interesează, da, inclusiv cu descriere și inclusiv poți să apeși butonul Order Now, deci o comandă, se duce spre website. Sau dacă sunt niște produse sau sunt niște produse ca un anumit link special, atunci ele ajung acolo. Ce mai este aici? Astea sunt postări, ce îți spuneam, postări. 4 zile în urmă, pe 28 a fost o postare, pe 17. Nu sunt dese, dar oricum se încearcă să posteze ca să fie cât de cât activi. Ok, și încurajați clienții să scrie recenzii. Asta e alt moment care ar fi bine să-l faceți, pentru că cumva poate chestia asta, deci momentul în care, hai altfel eu am să spun, foarte des și la sigur că majoritatea din voi, în special cei care comandă online, citesc înainte de asta careva recenzii, citesc despre companie, despre produs, despre asta. Respectiv, în momentul în care mai mulți clienți care s-au deservit la voi sau care au cumpărat la voi au scris o recenzie despre voi, atunci indiferent că este bună sau parțial bună sau foarte bună, oamenii o să citească și o să vadă, aha, cine e compania asta, ce fel de produse prestează, ce poți mai oferi, sunt buni, nu sunt buni, sunt profesioniști și așa mai departe. Deci foarte mult contează și încercați să implicați cumva oamenii ca să vă lasă recenzii, oferiți-le ceva, oferiți-le un cadou, oferiți-le reducere, ca ei să poată să scrie părerea despre produsele sau serviciile voastre. Ok, așa să văd ce întrebări mai sunt, dacă aveți o locație. Așa, ok. Da, am răspuns la toate. În linii generale, eu am răspuns la... Deci eu am finisat prezentarea. Deci foarte important, deci ca concluzie 1, obligator să vă creați, dacă încă nu aveți un profil pe Google My Business,
încercați să fiți activ, dacă mai ales dacă aveți o pagină pe Facebook și faceți postări acolo. Postați-le și pe Google My Business, că vă ia 2, 3, 5 minute ca să le dublați. Și fiți activi, răspundeți, lăsați recenzii, dacă o să aveți, o să fie mai greu la început, ulterior, dacă compania voastră o să fie, înceapă să fie activă pe Google, în momentul în care un potențial client sau un cumpărător a fost la voi în oficiu, lui o să vină notificare. Ai fost în magazinul X sau ai fost în locația Z, lasă o recenzie. Și respectiv oamenii se înceapă tot mai des să scrie recenzii și să aveți tot mai multe steluți, mai multe comentarii și așa mai departe. Dacă sunt întrebări către mine, parcă nu. Dacă o să apară întrebări sau ulterior, puteți să, cum am spus data trecută, puteți să-mi scrieți pe Facebook, puteți să scrieți aici. Nu, dacă aveți deja un site, nu se merită de făcut site pe Google My Business. Nu se merită, pentru că se dublează și acolo practic. Bine, okay, el este site gratuit pentru cei care nu au website. Ok. Prezentarea s-o primeți ca cu pași, ca să fie foarte clar pentru cei care încă nu au pagină. Olga o să vă transmită mâine deja. În rest, eu vă doresc o seară frumoasă și rămâneți în compania Alinei, care o să vă vorbească mai departe despre domeniul ei. Dacă avem pe adresa nouă, pe două companii, cum citina, poți să creezi încă o locație tot acolo cu o nouă companie. Nu este nicio problemă. Noi când avem două, în aceeași locație avem două companii. Avem și cursurile și agenția. Și în aceeași locație. Ok, eu vă mulțumesc și o seară frumoasă în continuare să aveți. Olga, ție și ție mulțumesc. Pa, pa. Eu între timp încerc să o adaug pe Alina. Nu știu. Ah, este. Salutare. Noroc. Mie îmi părea că tu nu ești live și m-am speriat un pic. A, nu, eu l-așteptam pe Tudor să finalizeze ca să fie drăguț. Da. Tudor ți-a făcut deja o introducere, participanții deja ce cunosc, nu mai trebuie să spun din nou, dar pentru cei care n-au fost, Alina este fondatoare agenției SEO Lite, este un profesional în tot ce e legat de SEO, așa că puteți să o atacați cu întrebări, ea este la dispoziția voastră timp de o oră. Alina, ești liberă să chinui participanții astăzi cum vrei tu. Bună seara tuturor! O să mă strădui să nu vă chinu, dar să vă ajut în primul rând. În al doilea rând, cred că o să pot să vă răspund la maximul de întrebări, să vă dau maximul de sfaturi ca să vă descurcați măcar un pic cu partea asta de SEO pe cont propriu sau măcar să înțelegeți câteva niște baze sau câteva sfaturi utile ca după asta să știți ce este, cu ce se mănâncă și când aveți nevoie de el. Așa că simțiți-vă liber, să dați întrebări, să fiți activi. Bun, astea fiind zis, eu cred că o să pornesc prezentarea. Așa, am găsit-o. Bun, eu cred că ea la voi se vede. Da, da. Perfect. Bun, slide-ul ăsta eu îl arăt despre mine ca să înțelegeți cine sunt eu. Foarte, foarte repede o să vorbesc pe el. Deci eu am început eu cumva din domeniul SEO și în timp mi-am dat seama că a face SEO fără ca, de exemplu, aduci niște trafic bun pe site din Google, dar nu faci un remarketing. Nu faci nimic cu traficul ăla, nu-l trimiți, de exemplu, pe o pagină de social media, nu-l convingi cu niște oferte atractive. Asta nu te ajută, poate să nu aducă la conversiile pe care le vei ai tu. De asta eu am hotărât cumva pe lângă partea asta de SEO să încep să mă ocup și de social media, și de strategii, și copywriting. Pentru că până la urmă, cred că asta și-i scopul cursului dat, ca să înțelegeți că toate canalele astea ele se combină, merg mână în mână.
Și odată ce ai adus omul pe site, poți să-l fidelizezi, poți să-l faci să cumpere în mod repetat, poți să-l faci să se înregistreze la o campanie de newsletter, etc. Ok, merg mai departe. Deci, știu că de multe ori când vorbesc despre SEO, cumva întrebarea de bază și întrebarea pe care, sau definiția pe care voi trebuie să o țineți minte, trebuie să fie foarte, foarte simplă. Așadar, eu îmi spun așa, SEO este optimizarea și promovarea site-urilor pentru a obține cât mai mult trafic din motoarele de căutare. Și dacă vorbim de Republica Moldova, motoarele de căutare înseamnă Google în 94% din cazuri. Vreo 3% vine Yandex-ul și restul, practic, sunt foarte, foarte puțin relevante. De asta ne concentrăm pe Google. Așadar, de ce cred eu în SEO și de ce îmi place mie domeniul ăsta? Dat fiind faptul că SEO înseamnă că, sau de faptul că ești în top în Google, Google ai un SEO bun, înseamnă că tu ești important, pentru că, în general, prima pagină este deținută de branduri de calitate superioară și de oameni de încredere. Justificarea fiind simplă, dacă eu sunt primul în Google, înseamnă că Google are încredere în mine. Google fiind un gigant pe piață, asta înseamnă că are rost să oamenii au încredere în brandul ăsta. Al doilea lucru ține de vizibilitate. Într-adevăr, oamenii încep să te memorizeze, căutând în diferite moduri și văzându-te acolo în top 5, să zicem, în rezultatele căutărilor în permanent. Deci crește gradul de recunoaștere al brandului. Un element super important aici ține de partea asta de vânzări. Practic, toate studiile pe care le citim noi, tot lucrul clienții ne demonstrează că, uite, dacă pe social media omul, cumva reclama pare intrusivă, pentru că tu, practic, vii cu reclama acolo unde el nu are nevoie de ea. Uite, în Google lucrurile sunt diferite, acolo găsești anume oamenii care deja caută produsele și serviciile tale. De asta, un SEO făcut bine are o rată de conversie de 14,6% și mai mult. Ceea ce este mult pe online. Alt lucru este că, practic, tot traficul se duce doar la cei care sunt pe cuvintele clor cheie relevante, sunt pe prima pagină în Google. Cred că din voi nimeni nici măcar nu ajunge pe a doua pagină în Google, doar cred că la facultate când făceam niște referate și aveam nevoie de informații mai profunde, să zicem, oamenii de obicei consultă doar prima pagină. Deci 87,7% dintre oameni se uită doar pe prima pagină. Până aici cred că este clar. Dacă ceva voi îmi spuneți și eu vă dau mai multe detalii. Deci, ca să fie foarte, foarte simplu, ce înseamnă Google Ads este când apare cuvântul anunț și tot ce apare fără anunț este deja SEO mai jos. Comparativ cu Google Ads, SEO nu este plătit, adică tu nu-i plătești lui Google că el să te scoată acolo în top, în rezultatele căutărilor. Așadar, noi ca experți SEO ne propunem să mărim vizibilitatea unui site în rezultate neplătite. Ele se mai numesc și organice, în timp ce pay-per-click sau Google, click sau Google Ads este vizibilitate, dar rezultatele care apar în top în Google, ele sunt plătite și practic pentru fiecare click pe care tu îl primești pe site, tu achizi. Dacă ar fi să, ca în imaginea precedentă, noi să tragem ața 1 la sine, SEO la sine și Google Ads la el, vedem, sau noi ca oameni din domeniu, vedem utilitatea în ambele nișe.
depinde care sunt obiectivele voastre, depinde în ce direcție merge afacerea. Dar imaginea asta pe dreapta nu este întâmplător aici. Adesea ele luate la pachet funcționează cel mai bine, practic, pentru că imaginați-vă că aveți un brand care ocupă întreaga pagină de căutări în Google. Veniți și cu anunț, veniți cu Google My Business, de care a vorbit recent Tudor, și veniți și cu rezultate organice, ele pot fi și două, tot site-ul vostru, două rezultate ar putea să fie tot site-ul vostru, maximum trei. Google în general are un algoritm, așa o chestie, ca să evite mai mult de trei, practic, rezultate să fie să vină de la același site. Așa da, când folosim SEO și de ce folosim SEO, SEO ține de termen lung. Creșterea este domolă, încetișoară, pe etape, dar se păstrează mult și se păstrează după încheierea campaniei. Poate fi realizată, dacă ziceam că astăzi vreau să înțelegeți ce ar trebui să faceți sau în ce mod să gândiți ca să puteți face lucrurile și pe cont propriu, măcar niște setări de bază. Deci cu buget SEO, zero sau cu un buget destul de mic puteți să vă faceți SEO la site-ul vostru. Mai este o chestie, mulți oameni practic au frică să dea click pe rezultatele plătite, pentru că se gândesc că dacă firma asta plătește bani ca să primească trafic, poate ea nu este atât de încredere. Circa 80% dintre utilizatori dau click anume pe rezultatele astea organice. În schimb, dacă aveți, de exemplu, o ofertă cu valabilitate limitată, dacă aveți niște campanii care se finalizează în curând, este mai bine să folosiți Google Ads-ul. Care este avantajul? Eu astăzi pot să pornesc Google Ads și astăzi am primele vânzări. Plus la asta există targetare foarte strictă. Dacă în SEO, de exemplu, oricine poate să acceseze site-ul meu, și port de multe ori discuții cu clienții despre faptul că ei au nevoie de anumit contingent de oameni. Bine, noi încercăm prin lista de cuvinte cheie stabilite să înțelegem modul de gândire a oamenilor. Dar, de exemplu, nu știu, comandă, livrare, mâncare, Chișinău. Este un cuvânt generalist pe care toată lumea o să-l scrie. Fie că omul ăla are un anumit nivel de venituri, fie că are un anumit mai mic de venituri. De asta, în cazul la Google Ads, o targetare este mai exactă atât pe intențiile utilizatorului, pentru că tu acolo poți spui cuvinte cheie negative, categoric să nu apar pe unele cuvinte cheie, targetarea după oră și geografică. Mai departe, un alt avantaj pe care eu îl văd în faptul că te ocupi de SEO este că primele 5 poziții iau un număr destul de mare de click-uri. În graficul ăsta arăt poziția, rata de click de pe desktop și de pe mobil. Cifrele sunt din mai 2020. Adică dacă ești pe poziția 1 în desktop, ai 35%, 35,3% dintre click-uri, după care ai 17% dacă ești pe poziția 2 și 10% dacă ești pe poziția 3. De asta toată lumea tinde să ajungă anume în top 3, top 5 aici. Bun, vreau să vă vorbesc un pic despre... Cred că am să răspund la întrebări după, dacă voi nu vă supărați. După despre două top factori de clasare în Google, în primul rând, în 2020, link-urile către site contează foarte mult. Și am să vă explic toate noțiunile astea de factori de clasare foarte, foarte simplu. Deci, ce ia Google în considerare atunci când hotărăște dacă site-ul dumneavoastră trebuie să fie în top sau nu trebuie să fie în top. Unul din pilonii de bază este numărul de site-uri care menționează site-ul vostru cu link.
clicabil. De exemplu, pe site-ul diaz.media a apărut o știre despre startup pe care l-ați pornit. Acolo neapărat trebuie să fie link și către site ca asta să ajute la partea asta de SEO. Desigur, nu toate link-urile sunt la fel. De exemplu, în Moldova sunt site-uri autoritare, sunt site-urile astea de știri, într-adevăr. Dintre top site-uri aș zice Point Media, aș zice Unimedia, aș zice Agora, care au o autoritate a domeniului înaltă, ceea ce înseamnă că link-urile de pe site-urile astea contează mai mult decât link-urile de pe site-urile, decât link-urile de pe bloguri, de exemplu, din Moldova, sau adică de pe site-urile noi apărute sau site-urile, practic, haideți să zicem, de ce Point Media are o autoritate atât de mare, pentru că la rândul lor alte site-uri menționează pe Point.media ca sursă de încredere. Așadar, cum să obțineți link-urile astea? Este vorba de PR-ul public pe care îl faceți, de exemplu, ofertele trebuie comunicate în presa online, diferite, nu știu, o deschidere nouă de magazin, o lansare, o idee interesantă. Toate astea ne ajută să obținem link-uri. În afară de asta, pe Moldova sunt diferite directorii de site-uri de afaceri, unde voi neapărat trebuie să fiți prezenți cu site-ul pe care îl aveți, pentru că astea tot sunt link-uri și la partea de relevanță este foarte fain ca site-ul să fie tot din aceeași țară în care voi sunteți. Vorbeam de directorile astea de afaceri, cum este, de exemplu, Compass Media. Cu cât mai multe site-uri de tipul ăsta găsiți, cu atât mai fain, cu atât mai bine să vă înscriți în toate, pentru că sunt link-uri valoroase din aceeași regiune în care se află afacerea. Bun. A doilea factor despre care eu voiam să vorbesc, și aici probabil este niște confuzie în 2020, ține de prospețimea conținutului. Nu trebuie neapărat sau nu există o regulă că trebuie să scrie în fiecare zi pe site-ul tău, să trebuie să modifici ceva pe site-ul tău în fiecare săptămână, însă asta influențează la apariția în căutări, adică prospețimea contează la nivel de nișă. Dacă site-ul tău este din nișa știri, unde se postează în permanență noutăți, normal că tu, ca să fii relevant pe nișa asta, trebuie să postezi și tu cât mai des. Dacă, în schimb, ești din nișa mobilă de birou, atunci probabil că prospețimea ține de ce uiți la concurenți, cât de des postează ei din diferite modele noi, de mobilier, cât de des scriu ei un articol pe blog, de pe site și încerci să corespunzi cu ei, cumva să lupta până la urmă se dă printre brandurile autohtone care vor să fie în top. Cum să legi o cravată, de exemplu, temele foarte generaliste și informative, aici nu contează cât de nou este conținutul, pe cât contează cât de profund, cât de relevant, cât de bine scris și cât de interesant este el. De asta prospețimea este importantă, dar trebuie să vedeți în dependență de nișa în care vă aflați, ce înseamnă prospețime nișa mea, de exemplu. Dacă prospețime nișa mea înseamnă să postez de două ori pe săptămână sau dacă prospețime nișa mea înseamnă că eu trebuie să actualizez conținutul de pe site odată la jumătate de an și eu sunt bine. Practic, tot aici să vă arunc o idee, dacă nu există mulți competitori pe piață, eu să fie mult mai ușor să apar în top, pentru că eu practic nu am cu cine concurat cu cuvintele mele chei. Uite, cam așa e și cu prospețimea. Un alt factor foarte important este să demonstrezi că tu ai expertiză pe un domeniu. Vorbeam un pic mai sus că conținutul, în cazul cum să legi o cravată, trebuie să fie foarte explicativ, foarte interesant, foarte profund, de exemplu. De asta recomandarea mea ar fi, dacă voi chiar vă interesează, de exemplu, să vindeți laptopuri în Chișinău,
Atunci nu vorbiți în general despre tehnologie, dar axați-vă pe cuvintele care țin de laptopuri în Chișinău. Mă refer aici la partea de informativă, de exemplu, descrierea de produse, să fie scris cuvintele cheie necesare, plus la asta, din prezentarea precedentă, cred că țineți minte, domnul de la Enter vorbea despre articole interesante, cum să îți alegi un condiționer. Ăsta este un punct foarte important în SEO. Noi recomandăm așa, dacă aveți cuvinte cheie pe care nu le puteți include efectiv în paginile site-ului, atunci încercați să le includeți în blog, în articolele de blog. Ele sunt foarte importante pentru voi, dar ele nu se regăsesc în descrierea unui produs, să zicem, sau nu se regăsesc în descrierea unei categorii. Întotdeauna puteți să-l adăugați sau puteți să scrieți un articol relevant, informat, bine scris, bine structurat în pagină, bine aranjat în pagină, la tema dată. Apropo, dacă tot am ajuns aici, vreau să vă spun un pic și despre structurat în pagină și mult text pe pagină. Știu că există frica asta la mulți antreprenori, că SEO asta înseamnă foarte mult text în pagină, ceea ce nu este neapărat corect. Google se uită foarte mult la cum percep și oamenii site-ul. Dacă oamenii intră pe pagina aia, văd un bloc foarte mare de text și nu stau pe ea, asta este un dezavantajul vostru ca posesor de site. Plus la asta, chiar și un text mai lung, de exemplu, care este necesar pentru SEO, el poate fi structurat foarte frumos în blocuri de texte, în diferite căsuțe, tabelașe, infografice, poze plus text, foarte creativ. Mai departe, un alt factor foarte important este, de fapt, de ce omul introduce niște cuvinte cheie în căsuța de căutare. De exemplu, dacă eu scriu cumpăr rochie online, evident că intenția mea este să fac o tranzacție, vreau să cumpăr. Dacă, în schimb, eu scriu distanță Chișinău-Paris, probabil că intenția mea este doar de a mă informa și în cazul ăsta cel mai probabil că o să-mi apară Wikipedia pe primul loc, după care câteva resurse iarăși informative. Dacă, în schimb, la intenția tranzacțională, cel mai degrabă că o să-mi apară un site cu care vinde rochii. Deci Google în 2020 înțelege foarte bine, după felul în care este formulat cuvântul cheie introdus în căsuța de căutare, la ce se referă el, ce vrea omul de fapt să primească. Vrea să primească informații, vrea să primească sfaturi, vrea să primească liste de sugestii, vrea să primească o listă de produse sau vrea să primească un anumit produs. De exemplu, lista de produse apare când scrii cuvintele cheie la plural, când le cauți la plural. Dacă, în schimb, scrii la singular, mai degrabă îți apare în rezultatele căutării un link de la un anumit produs. Bun. Când o să... Un pic mai încolo, cred că o să mă opresc, văd că sunt întrebări, o să mă opresc și o să răspund la ele, probabil după factori, ca să vă zic toți și să comentăm toți factorii odată. Conținutul și cred că și cei care nu au auzit niciodată de SEO, au auzit că în SEO conținutul este regele. Practic, fraza asta vine din 99, a zis-o Bill Gates. Pe vremea aia și uitați-vă că timp de atâția ani lucrul ăsta nu s-a schimbat. Atâta timp cât voi o să vă reușiți să țineți oamenii interesați de ce aveți dumneavoastră de oferit pe site printr-un conținut de calitate, vorbeam de infografice, vorbeam de studii aprofundate. Oamenii iubesc foarte mult cifrele, dacă să le dați articole de blog informative cu cifre, cu statistici. Asta o să fie relevant pentru ei și asta o să țină ocupați. Foarte important în 2020 este ca la nivel de prezentare produse există, de exemplu, și un video.
oamenii, tot cineva în cadrul acestui training spunea că video este tendința anului 2020. Nu fugim nici în SEO de chestia asta, doar că trebuie să fim atenți cum incorporăm link-ul ăla în pagină, ca el să nu ocupe mult spațiu și să nu încarce foarte mult pagina. Dar când vorbesc despre conținut bun, analize profunde, vorbesc nu de conținut lung, vorbesc de conținut de calitate. Nu înseamnă că dacă scrie, dacă bați apa în piu, înseamnă că o să fii primul în top în Google. Un alt factor de care eu am mai zis, cred, este viteza de încărcare a site-ului. Deci, din 2018, Google a spus tare și răspicat. Un site trebuie să încarce în mai puțin de 3 secunde și dimensiunea totală a unei pagini web pe mobil n-ar trebui să fie mai mare de 500 de kilobits. Așadar, viteza de încărcare, practic voi nu o să fiți primul în Google doar pentru că site-ul vostru se încarcă mai puțin de 3 secunde, dar nu veți fi penalizat pentru că site-ul vostru se încarcă foarte greu. Deci ăsta este un factor care are o influență de tipul ăsta indirectă. Sunteți penalizați în cazul în care site-ul vostru se încarcă foarte greu. Sper că este clar aici. Securitatea, cred că ați observat, vreți, nu vreți, că apare în partea stângă la denumirea unui site, la URL unui site apare nu este sigur dacă nu aveți securitatea asta de tip HTTPS, da? Este o metodă de criptare a datelor dintre browser și site-ul dat, deci dintre browserul tău și serverul site-ului dat. Și Google, mai tare ca orice altă platformă, ține la securitatea datelor utilizatorilor, mai ales dacă este vorba de un magazin online în general. Eu nu știu dacă voi ați cumpărat de pe un magazin care nu are criptarea asta a datelor personale. Eu n-aș cumpăra. Un alt factor foarte, foarte relevant în 2020 ține de faptul că site-ul trebuie să fie adaptat la mobil. Două treimi din căutări au loc de pe dispozitive mobile și acesta este un factor de clasare. Iarăși Google vă menționează tare și răspicat fără să se eschiveze. Chiar din 2019 Google întâi vizitează versiunea mobilă a site-ului vostru și o indexează, adică o stochează în baza lui de date, după asta abia ajunge la versiunea desktop. Dacă aveți o versiune mobilă cu foarte multe erori, care se încarcă foarte greu, s-ar putea ca site-ul dumneavoastră pur și simplu să nu ajungă în baza de date a lui Google. Evident, după asta să nu afișeze la căutări pe diferite cuvinte cheie relevante, pentru că Google pur și simplu nu știe că aveți așa pagini. Aici vroiam să ajung și aici am tot bătut apropouri că contează foarte mult experiența oamenilor care intră pe site. Regulile țin de bun gust, după mine, după atâția ani în domeniul ăsta, eu văd o logică în tot ce se face în SEO. O să spuneți voi la final dacă este logic SEO sau nu. În primul rând trebuie să fie conținut ușor de citit, adică să nu fie sur pe sur, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Site bine organizat. Am văzut multe tentative de a crea meniuri la site, de exemplu cu cuvinte întortocheate, nu vine nimic acum, nu știu, get in touch în loc de contact, englezisme. Eu, sau părerea mea ca expert, eu este să mergeți pe varianta cea mai uzuală, cea mai întâlnită, pentru că așa nu induceți utilizatorul în eroare. El știe exact pe ce site a aterizat, este foarte clar după structura site-ului pe ce pagini ar trebui să meargă în continuare ca să găsească conținutul de care are nevoie. Deci pentru el lucrurile trebuie să fie clare.
Conținutul, ziceam, trebuie să fie și interesant și util, adaptat pe dispozitive mobile, fără reclame intrusive. Am să mă opresc un pic aici. Noi, experți SEO, suntem foarte împotriva pop-up-urilor. Ce înseamnă pop-up? Când ai intrat pe un site și ai stat 2-3 secunde și ți-a apărut un fel de fereastră în față, peste conținut. Pop-up-urile sunt, practic, se folosesc de către marketologi ca să-și promoveze niște oferte, ca să promoveze înscrierea la newsletter. Sau site-urile mari de știri pun pop-up-uri pentru reclamă, pentru ca să reclameze alte niște branduri. Ei bine, asta încurcă la experiența utilizatorului și dacă voi vreți să aveți un site care ajunge în top în Google, cu siguranță faptul că puneți pop-up-uri să încurcați să vadă conținutul o să le creeze o experiență neplăcută utilizatorilor. Și conceput cu nevoile utilizatorilor în gând. Normal că fiecare dintre voi știți cine sunt clienții voștri, știți ce caută ei pe site-ul vostru. Nu creați conținut doar de dragul conținutului, creați conținut care răspunde la întrebările, la problemele, la solicitările utilizatorilor. Dar cum de fapt Google, fiind el un robot, cum de fapt el înțelege cât de satisfăcut este utilizatorul? Pentru el este destul de simplu. Rata de click, adică din câte afișări, de exemplu, voi ați fost afișați la Cafea Chișinău, fiind un producător de cafea, ați fost afișați de 100 de ori, dar au dat doar 20% dintre oameni click pe site-ul vostru, rata de click fiind de 20%. Dacă, în schimb, în descrierea asta, titlul și descrierea care apare în Google în rezultatele căutărilor, ați scrie, de exemplu, ofertă fierbinte sau reducere, minus 20%, probabil că rata asta de click ar crește, ceea ce ar fi un avantaj și pentru ca Google să înțeleagă că oamenii sunt foarte interesați de site-ul vostru. Odată ce au ajuns pe pagină, timpul petrecut aici contează foarte mult pentru Google la modul în care, dacă, de exemplu, eu am scris televizor Chișinău, am intrat pe site-ul Bomba, să zicem, am stat 3 secunde, am ieșit de acolo, am dat click pe maximum, am stat 5 secunde, am ieșit de acolo, am intrat pe Smart Shop și am stat 2 minute, 3 minute și mi-am ales modelul de care eu am nevoie. Google tot parcursul ăsta meu înainte, înapoi, îl vede, pentru că noi facem asta anume din browserul Google, din căsuța de căutare Google. Și dacă eu sunt pe primul loc, dar oamenii pur și simplu evadează pe site-ul meu câteva clipe, cu timpul eu am să scad în rezultatele căutării. Vorbeam chiar prima dată, la primul training, despre rata de respingere a site-ului. Dacă oamenii au stat doar pe singură pagină și nu s-au angajat în conținutul meu, iarăși Google înțelege că nu este neapărat un site foarte, foarte bun pentru oameni. Așa, am terminat cu factorii și o să răspundem la întrebări. Spuneți câteva cuvinte despre rezultatele din AMP și Discovery. Rezultatele AMP sunt mai mult, le recomandăm practic la site-urile de știri, unde conținutul nu trebuie să fie foarte frumțesat cu floricele, cu diferite efecte. AMP înseamnă o versiune foarte ușurată a site-ului pe care o afișează Google pentru un limbaj special de programare. Foarte, foarte ușor. Deci acolo toate imaginile sunt super ușoare, dar imaginile nici măcar nu sunt permise să fie imagini propriu-zise, sunt doar logo-uri, niște iconițe. De asta, noi la clienții noștri am încercat, când a fost valul ăsta de AMP foarte mare, am încercat să introducem, dar nu am văzut un efect foarte mare. De asta, dacă sunteți site de știri, site media, da, probabil că merită. Pe telefon să fiți afișați foarte rapid. Dacă, în schimb, sunteți un site ok, mai degrabă lucrați la viteza de încărcare de pe orice dispozitiv,
decât să introduceți AMP-ul, pentru că el are diferite conflicte cu diferite, mai ales dacă este WordPress, sunt conflicte între plugin-uri, nu arată bine, butoanele nu se apasă, deci este foarte mult de lucru. Nu cred că merită pentru un site, nu știu, de exemplu, mai ales dacă vorbim de comerț sau ceva de genul ăsta. Care este limba în care e mai bine să scriem cuvintele cheie pentru vânzări Moldova, RUA, RU, IEN, sau poate Google cumva face traducerea automată? Limba în care e mai bine să scriem, ca să vă răspund la această întrebare, ar trebui să fac o analiză a cuvintelor cheie și să văd efectiv câți oameni caută, să zicem că sunteți în nișa de cafea, cât am pornit-o cu asta, câți oameni caută cafea și nu, câți oameni caută coffee și Chișinău. În cazul în care pur și simplu este mai multă cerere în Google în limba rusă, probabil că ar trebui să puneți accent un pic mai mare pe limba rusă. Din câte noi observăm, în Moldova mai mulți căutători sunt în română totuși. Imediat următoarea vine rusa și engleza este destul de rară. Noi practic optimizăm, dar nu ne focusăm foarte tare cu cuvintele cheie în engleză, pentru că acolo sunt foarte puține căutări. Depinde, dacă mergeți la export, normal că acolo deja e alte cuvinte cheie. Haideți să zicem, dacă sunteți în nișa de vinuri, Wine of Moldova, Moldovian Wines, etc. Deci aici engleza, într-adevăr, o să vă ajute foarte mult, pentru că Wine of Moldova, la nivel internațional, să știi că este un produs de calitate. Deci, faceți analiza cuvintelor cheie, depistați câți oameni caută într-o limbă sau alta. La traducerea automată nu aș merge pe varianta asta. Știți că există varianta în care Google, poate prin Google Translate, să traducă întregul site în altă limbă. Nu recomand clienților să pună instrumentul ăsta pe site. De ce? Pentru că asta de multe ori traduce schimonosit, greșit, și asta mai mult cumva deranjează clienții decât să-i ajute. Normal că dacă intru eu pe un site german și nu înțeleg nimic acolo, pe mine și acest Google Translate mă ajută. Dar de obicei se lucrează la nivel profesionist, copywriter profesionist, care după ce a trecut un text prin Google Translate, măcar trece un om prin el și îl corectează, plus introduce cuvintele cheie, pentru că prin Google Translate nu traduci cuvinte cheie. Una e felul în care se traduce de către un traducător, alta e felul în care caută oamenii. Și atunci trebuie să fie un pic șmecheruț, să zic, să introduci cuvintele cheie în context, dar să le folosești pe cele care sunt cel mai des căutate. Diacritice sau nu, eu recomand întotdeauna diacritice. În 2020 există o diferență foarte mică, dar Google înțelege foarte, foarte bine deja diacriticele și textele cu diacritice. Mă refer la diferență că volumul de căutări fără diacritice este mai mare decât acel cu diacritice, dar din experiență văd că Google practic pune semnul egal dintre ele. Deci nu ne facem foarte mari grijă din cauza asta. Am depistat că unul dintre concurenții fără contentul de pe site, adică îl copie pe site-ul său, la ce mă pot aștepta de la Google? Ok, dacă conținutul ăsta a fost indexat întâi la voi pe site, după care el a ajuns la concurenți, probabil că Google o să vedea vouă prioritate, pentru că l-a văzut la voi în primul rând. Aici poate să există situația în care nu concurentul a furat conținutul, dar la un site de știri a scris exact așa despre voi, cum a scris voi pe site-ul vostru. Și în cazul ăsta s-ar putea ca site-ul de știri să apară mai sus decât voi, deși este conținutul vostru. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că site-ul de știri este mai autoritar, vorbeam între la factorii de relevanță a link-urilor. Autoritatea unui site joacă rol când el este clasat în rezultatele căutărilor. Ce faceți în cazul în care concurentul vă fură conținutul? Există și soluții tehnice pentru chestia asta. Puteți vorbi cu programatorii să blocheze ca conținutul să fie copiat de pe site-ul vostru.
Dar asta este o soluție mai complicată și mai costisitoare. Probabil sugestia mea ar fi pur și simplu să îi ignorați, să vă asigurați că paginile voastre sunt indexate. Apropo, vă asigurați în felul următor, vă scriu în chat site, două puncte și site-ul dumneavoastră. Eu scriu site-ul meu, că-l cunosc. Și vedeți, anume ce pagini au fost indexate, au fost luate la evidență de către Google. Anume ce pagini ale site-ului vostru. Dacă pagina asta cu conținut furat ea a fost luată la evidență de către Google, el știe cine primul a scris acest conținut. Cum ne poate penaliza Google în cazul că video încărcat pe site-ul nostru se încarcă greu? În cazul în care site-ul se încarcă greu, penalizarea înseamnă, nu înseamnă că neapărat nu o să mai apareți niciodată în Google, înseamnă că o să apareți mai jos decât ați merita de fapt. Adică pe cuvântul ceasuri Chișinău o să apareți pe locul 10 în loc să apareți pe locul 5, pentru că site-ul se încarcă foarte greu. Cuvintele cheie pentru vânzări, în ce limbă trebuie să fie, ce anume recomandați să fie menționat? Cuvintele cheie pentru vânzări. O leacă nu înțeleg, dar o să încerc să ghicesc. Cuvintele cheie pentru vânzări, probabil cumpăr, nu știu, cumpăr Nokia, cumpăr telefon, cumpăr tabletă. Aș recomanda să fie folosite în meta descrieri, titlu și descriere. Dacă tot vedeți ecranul meu, haideți să vă arăt. De exemplu, nu știu, scriem cafea Chișinău. Aș recomanda să fie, deci ăsta este titlul ăsta de sus și ăsta de mai jos este meta descriere, ele ambele pot fi scrise de către voi. Ziceam că despre o reducere oarecare puteți scrieți anume aici, pentru că asta o să tragă mai multe clicuri și asta e doar în avantajul vostru. Alina, noi nu vedem ecranul tău. Adică vedem prezentarea, nu vedem ce... Mersi, eu nu știu cum, dar asta să fac. Dar cum e asta să fac? Atunci când... Da, trebuie să alegi să arăți anume pagina din browser. Da, dar trebuie să opresc, pornesc din nou, probabil. Da, trebuie să ieși din prezentare. Să oprești share la prezentare. Ok, gata. Aha, ok, perfectional. Deci, am coborât mai jos la primele rezultate organice. Aici este URL-ul site-ului, mai jos din titlu. Ăsta este titlu. El este optimizat, după cum vedeți, magazinul online Cafea Livrare Moldova. Vine cuvântul cheie fiind Cafea Livrare Moldova, după părerea lor. Respectiv, aici e scris nenatural, cumva ar fi robotizat. Și mai jos este meta descriere. Uitați-vă că în textele astea puteți să vă jucați cu cuvintele cheie. Cumpăr, vând, de cumpărare, de vânzare. Cuvintele care sunt tranzacționale, de cumpărare. Ce mai voiam să spun aici? Uitați-vă, titlul ăsta contează în algoritmii Google, adică el chiar se uită ce cuvinte cheie vă introduceți aici în titlu. În schimb, el nu se uită ce cuvinte vă introduceți în meta descriere, în descrierea asta de mai jos. Ceea ce înseamnă că voi sus puneți, chiar la început, cât mai la început de titlu, puneți cuvântul cheie principal. Iar în meta descriere voi scrieți un text foarte atractiv pentru oameni, ca oamenii să fie interesați, să dea click. Nu vă străduiți să spuneți un milion de cuvinte cheie aici, doar de dragul pusului, dar scrieți o frază care să atragă oamenii. Ok. În cazul în care sunt două site-uri cu același conținut, posibil ca Google să blocheze site-urile, uneori trimite înștiințare. În cazul în care sunt două site-uri cu același conținut, dacă conținutul într-adevăr este absolut identic,
s-ar putea ca unul dintre site-uri într-adevăr să nu fie indexat. Noi le recomandăm așa, dacă de exemplu aveți două site-uri, unul pe Moldova și altul pe România, există coduri de hreflang care îi arată lui Google care este echivalentul aceleiași pagini din România. Acolo îi spui că țara este România, limba este română. Echivalent fiind țara este Moldova, echivalentul limba este română. Deci prin code îi arăți foarte bine care e piața site-ului, astfel încât nu te penalizează pentru faptul că tu ai două site-uri care au conținut foarte similar. Dar, de exemplu, ne-am confruntat de foarte multe ori în Moldova cu chestia că toți comercianții cumpără cam de la aceiași producători și pun pe site cam aceleași descrieri la produse, adică nu, practic nu creează conținut unic. Și de multe ori Google cumva este ok și cu varianta asta. Oricum, cineva trebuie să fie primul și primul se depistează în corespondență cu câți jucători sunt pe piață. Dacă unul dintre jucători și-a descris mai bine produsele, a stat și a lucrat cu un copywriter, da, poate a început de la descrierea de bază, dar a adăugat elemente suplimentare, s-a pus în vizual. Tot mă opresc la prezentarea domnului de la Enter, de la firma Enter, unde el explica acolo caracteristicile, cum să le arăți mai interesant în pagină. Toate astea pot juca un rol ca voi să apareți mai sus decât concurentul. În cât timp se indexează noile pagini și de ce depinde ce factor? Cât timp se indexează noile pagini? Totul depinde de faptul dacă Google află că voi ați apărut pe piață sau nu ați apărut pe piață. Adică, dacă voi ați creat un site și pur și simplu l-ați lăsat, nicăieri n-ați dat un link spre site-ul vostru, social media nu a fost menționat, pe alte site-uri nu există link-ul, Google ar putea în general să nu îl găsească. Deci există o mulțime de site-uri pe internet care de fapt nu sunt găsite în baza de date a lui Google. Recomandarea noastră este că odată ce un site este creat, deja să fie făcute niște legături de la alte site-uri care deja sunt indexate, ca și al vostru să fie indexat cât mai rapid. Tot o recomandare ar fi să puneți Google Search Console. O să vă scriu aici. Cred că a vorbit Google de Tudor prima oară despre asta, Google Search Console. Este un instrument prin care voi comunicați cu Google, el vă spune despre erorile de pe site, voi acolo puteți face submit la o hartă, site map se numește, la harta cu toate paginile site-ului, îi le arătați lui Google ca el mai repede să le înțeleagă și să le adauge în baza lui de date. Dar recomandarea mea, în primul rând, este ca atunci când creați un site nou să fie niște link-uri spre el. Plus la asta, la toate paginile de pe site trebuie de ajuns prin alte link-uri. Adică nu există pagini spre care nu există nicio legătură. De exemplu, am creat un produs nou care nu intră în nicio categorie a produselor de pe site-ul meu și eu pur și simplu n-am făcut legătură, nu l-am pus nici într-o categorie, nici într-un meniu. De el, iarăși, pur și simplu ar putea să nu ajungă Google la el. Ce se întâmplă? Ce înseamnă indexare, de fapt? Google merge de pe o pagină pe alta a site-ului dumneavoastră și îl introduce în baza lui de date. Practic, el urmărește link-urile. Da? Merge de pe un link pe altul și internet trebuie să fie unit prin link-urile astea ca Google foarte ușor să ajungă de la unul la altul. Văd că v-ați comentat, ați comentat. Bun, cineva care se pricepe în domeniu,
PBN, drop-link-uri, etc. Pentru rest am să explic ce înseamnă chestia asta. PBN se consideră site-urile care sunt create doar de dragul ca să fie link-uri spre alte site-uri. Sunt bloguri create, dar cu scopul ca proprietarul să introducă articole în care pune link-uri spre alte site-uri. Eu aș zice că ele în Moldova oricum funcționează, pentru că aici concurența nu este foarte mare și link-urile astea, chiar dacă ele sunt de o calitate mai proastă, ele ar putea să funcționeze, depinde cât de competitivă este nișa. Dacă nișa voastră, nu știu, dacă vă concurați cu băncile, băncile au foarte, foarte mult conținut de calitate, comunicate de presă, proiecte, istorie de succes. Și atunci, dacă o să aveți link-uri din 10 PBN-uri, site-uri de astea în care voi plătiți, nu știu, $10 și aveți link-uri, tare, tare multe n-o să vedea. Dacă denumirea site-ului nu vorbește de ceea ce voi vă ocupați, eu consider un avantaj dacă denumirea site-ului conține cuvântul cheie. De exemplu, dacă vindeți cu covoare în Moldova, covoare media, covoare media este un cuvânt bun pentru site. Dacă, în schimb, nu vorbește, nu este nicio strășnicie, adică există mult mai multe chestii care contează pentru Google, vorbim de factori de clasare în topuri, adică link-uri vorbeam, cât de repede se încarcă un site, prezența cuvintelor cheie în texte, texte bine scrise. De asta nu mi-aș face foarte mari griji că site-ul se numește diferit decât domeniul meu de ocupare. Normal că dacă, de exemplu, cum ați spus dumneavoastră, dacă site-ul este ok media, dar voi vindeți cafea, este o disonanță cognitivă pentru utilizator, probabil. Ei intră pe ok media așteptând sau având niște așteptări. Pur și simplu nu este plăcut și oamenii n-o să dea click-uri foarte multe, dar poți face, adică însăși faptul că ai cuvântul cheie ca nume de domeniu nu te scoate în topul Google nici într-un caz. Sfaturi, idei, instrumente de colectare a câmpului semantic și ceva recomandări. Haideți, eu asta am să vă lăs aici în chat, dacă Olga nu este împotrivă, după ce eu termin de vorbit. O să vă dau câteva link-uri la instrumente gratuite. Da, inclusiv Hydrox trecem la prezentare, cum mai avem un... Da, ok. Care așteaptă și okay. Pe urmă participanții să jelui, că noi întârziam un pic. Am întârziat. Deci eu opresc și trec la prezentare. Ok. Așa, vorbim despre SEO. Există două direcții mari pe care se lucrează. Prima direcție este pe pagină, one page, efectiv pe site-ul vostru, titlurile pe care vă le-am arătat în rezultatele căutării, conținutul care se conține cuvinte cheie, structura paginii, structura meniuri, submeniuri. Ziceam că trebuie să fie și logic și să conțină și cuvintele cheie de bază. Deci, practic, ce se face pe site ține de partea asta de relevanță. Cu cât este mai relevant conținutul din pagină față de cuvintele cheie pe care le caută oamenii. Și a doua parte ține de popularitate, SEO off-page. Ține de alte site-uri, de rețelele de socializare, din bloguri, din industria ta și, ține și de felul în care oamenii caută ei singuri. De exemplu, dacă voi mai des căutați rețete de tort, atunci când voi scrieți Napoleon în Google, probabil că o să vă apară mai mult rețete, mai mult partea asta de alimentații, decât cineva care este un istoric
consacrat și caută pe YouTube, se uită, de exemplu, la istoria Moldovei, la nu știu ce date istorice, probabil că n-o scrie el Napoleon în Google, mai degrabă în top o să-i apară în primul rând conținutul istoric. Despre off-page și rețelele sociale am vrut să mă opresc, știu că sunt de multe ori sunt întrebări aici. Dacă în fiecare postare trebuie să introduceți link pentru către site-ul vostru și asta înseamnă neapărat backlink-uri de care eu ziceam la început, legături prin link către site. Ei bine, Google nu indexează conținutul din social media, indexează foarte puțin pagina de bază, deci pagina de business, indexează notițele, acolo poți să faci note, și paginile de grupuri. Deci, are rost să sugerați oamenilor să intre pe site-ul vostru de pe social media, dar nu vă așteptați că asta o să fie link-uri care o să vă ajute foarte mult la SEO. O să vă ajute faptul că există recenzii acolo pe Facebook, pentru că apare frumos că ți oamenii au dat recenzii. O să vă ajute faptul că există o pagină oficială, deci voi aveți o activitate transparentă, dar nu la partea de link-uri. Mai departe, cum se face acest SEO atât off-page cât și on-page? E bine, se lucrează la marketing, la texte, la corectarea codului și la diferite tactici de menținere, atragere, oferte pe site a clientelei. Altă direcție foarte importantă este că se lucrează atât la partea de conținut pentru utilizator, cât și pentru Google. De exemplu, dacă voi aveți un conținut foarte fain pe site, dar el pur și simplu nu este vizibil de către robotul Google, atunci el nu o să vă plaseze în top. Și deja la valoare adăugată pentru utilizator, ziceam că dintre 10 site-uri care au un conținut similar, dacă voi o să puteți să aveți ceva în plus pentru utilizator, probabil că o să fiți primii. Într-un alt format, ca să memorizați ce înseamnă pentru Google un site bun. Intuitiv, ziceam, nu get in touch, nu inventăm denumirea elementelor din meniu, dar sunt intuitive, sunt ca la restul site-urilor, sunt bine proiectate, au o structură logică, categorie, subcategorie, subcategorie, dacă este cazul. Calitativ, de calitate înaltă, asta înseamnă că și conținutul este, și vizualul este atractiv, și se încarcă repede, și hosting este calitate, și nu la fiecare 3 zile cade site-ul și apare erori de server, pentru că toate astea tot influențează la SEO și relevant oferă informații pe temă. Aici când sunt câteva exemple vizuale, cum arată un site bun, cum arată un site rău. Un site bun este util, bogat de informații și are pagini care descrie foarte clar și corect conținutul. Deci nu partea stângă, partea dreaptă, clar, atractiv. Ok, mai departe vorbeam despre o structură logică, magazin de bijuterii, după care vine inele de ologodnă și verighete, după care la inele de ologodnă deja vine aur galben, aur alb și aur roz. Logic, structurat. Deci, de ce există structura asta și de ce este foarte importantă pentru SEO? Pentru că la fiecare subcategorie de tipul ăsta noi introducem, punem alături 5-6 cuvinte cheie pe care noi vrem ca anume pagina asta să iasă în top în Google. Inel, aur galben, aur galben, Moldova, inel, logotn, aur galben, așa ceva. Și niște concluzii pe tot ce am vorbit până acum la factori de clasare. Deci, este foarte important în 2020 intenția omului. Îi ofer ceea ce el caută, adică și voi vă gândiți că faceți lista de cuvinte cheie, noi facem chestia asta, apropo, în dreptul fiecare cuvânt cheie, noi scriem care este intenția utilizatorului. El vrea să se informeze, el vrea să cumpere, el vrea să compare, de exemplu, la fiecare cuvințel noi știm sau ghicim
dacă nu știm, dar de obicei cum se face? Introduci exact cuvântul tău cheie în căsuța de căutare în Google și vezi ce tip de site-uri apar. Site-ul tău arată bine, corect pe orice dispozitiv. Normal că, în primul rând, vă uitați la mobil, dar la mobil nu vă uitați doar la un tip, dar vă uitați și la iPhone, și la Android, și la diferite ecrane, pentru că pe diferite ecrane poate să arate diferit și asta poate să vă strice foarte mult din felul în care el se afișează. De exemplu, dacă el, oamenii intră cel mai des pe site-ul vostru de pe iPhone, dar pe iPhone unele butoane nu se apasă sau nu se vede, este o problemă și asta puteți să depistați în Google Analytics, să vedeți de pe dispozitive, de pe care dispozitive omul stă cel mai puțin. Fuge pur și simplu de pe site și înțelege că acolo este o problemă. Asigură-te că vizitatorilor le place și ei nu sunt distrași. Vorbeam de pop-up-uri, de tot felul de chat-uri deranjante. De exemplu, tu ai închis chat-ul și ala el iarăși îți apare. Oamenii se enervează, oamenii ies de pe site, asta înseamnă bounce rate mare, asta înseamnă poziție mică în Google. Explic tot ceea ce vizitatorii vor să știe. Iarăși o să mă opresc la exemplu cu Enter și cu cum să alegi un condiționer bun în casă. Probabil că asta este o informație foarte utilă. La fel de utilă este informația despre livrare, produse similare, etc. Deci, dă-le ceea ce vor pe partea de conținut. Expertiză pe tot cu principal. De exemplu, eu pe blogul meu scriu mai mult despre SEO, pentru că toată lumea mă cunoaște din domeniul SEO. Eu vreau să prezint expertiză în nișa asta. Obține recomandări de la alte site-uri sub formă de backlinks. Aici sunt comunicatele de presă, sunt diferite colaborări cu blogeri din Moldova, România, sunt introducere în diferite directorii, sunt site-uri de anunțuri în Moldova, sunt site-uri de anunț angajare. Cu cât mai des pomeniți site-ul vostru, cu atât mai bine. Actualizează conținutul regulat, vorbeam de prospețimea conținutului. Și tot despre ce am vorbit până acum, trebuie să o faci de pe un site rapid și un site care este securizat. Și probabil că Olga o să mă oprească și eu o să mă prezint și studiile de caz. Da? Dar câte sunt ele? Ele sunt trei la număr. Hai să trecem în unul. Aha, ok. Eu voiam aici să vă arăt un studiu de caz pe baza clientului. Ce am măsurat noi, de exemplu, la Mami Comedie, un e-commerce, un magazin de produse pentru copii. Noi măsurăm câte cuvinte cheie sunt pe primul loc. De exemplu, pază și unul, top 5, 150 de cuvinte cheie, top 3, 150 de cuvinte cheie, top 5, 235 și tot așa. Deci, fiind un magazin mare, noi putem să ajungem la o vizibilitate din 100% pe o vizibilitate în nișa dată de 100%, uitați-vă că noi putem să ajungem la 50%, să practic să fie vizibilitatea site-ului nostru, a clientului nostru, într-un an de zile, în creștere de pază și 3%. Asta înseamnă cuvinte cheie cu foarte multe căutări. Normal că dacă tu ai rezultate bune fiind foarte multe în top 3, asta înseamnă vânzări în domeniul comerțului online, asta înseamnă cuvinte cheie bine alese pentru pagini de produse. Tot aici voiam să arăt că de multe ori în cazul magazinilor online, în primul rând, canalul ăsta de trafic organic este cel mai important și el aduce cel mai multe vizite pe site. Respectiv, la nivel global, dacă nu mă înșel, cred că 2019, 57% din tot traficul site-urilor, tuturor site-urilor, vine anume din SEO, din organic. Adică astea sunt niște cifre foarte, foarte mari. Și respectiv faptul că noi am făcut SEO timp de jumătate de an, cred aici, au crescut și vânzările cu 32%, deci 62% procente în plus pe organic au adus 32% mai multe vânzări. Și cam atât aici. Normal că nu pot să arăt cuvintele cheie pe care au crescut pentru că sunt date confidențiale. Doar procentual pot să vă arăt că
tranzacții noi, sesiuni noi, creșteri, și tot așa. Pentru canalul organic, eu vă-l recomand, deci țineți minte de conținut calitativ, de viteză, de afișare, de dispozitive mobile. Iar dacă aveți întrebări, eu deja o să rămân aici în comentarii și o să vă răspund în scris la ele. Sper că v-am convins că asta este un domeniu bun de măcar să-l încercați și succes! Alina, mersi mult! Să știți că prezentările oricum o să fie transmise și o să aveți posibilitatea să vă uitați și la restul studiilor. De asemenea, o să puteți să treceți încă o dată prin prezentarea Alinei. Alina încă este aici în comentarii și puteți să-i mai dați ceva întrebări și eu cred că Alina nu se va supăra dacă o să-i scrieți și un e-mail sau o să o contactați undeva pe social media și o să-i dați întrebări, da? Poate eu încă ceva să zic. Da. Olea, eu tu mi-ai promis când ai voie că eu să-mi prezint chestionarul și eu să fac. Da. Aici în comentarii o să vă pun două chestionare, unul pentru cei care fac deja digital marketing, altul este pentru cei care nu fac digital marketing încă și o să vă rog să completați pe ăla pe care îl faceți. Adică dacă nu faceți digital marketing, îl luați chestionarul că nu faceți și viceversa. Asta o să ne ajute foarte mult pe noi ca agenție să ne dăm seama de niște tendințe de pe piață și noi vă promitem că rezultatele chestionarilor este o să fie publice și o să tragem tare, tare multe concluzii atât pentru noi cât și despre piață, pentru că încă nu s-a făcut un fel de analiză pe tema asta în Moldova, de asta noi vrem să fim primii și să vă ajutăm și pe voi. Seară bună! Alina, tu ești în grupul pe Telegram? Da. Atunci e mai ușor să-i scrieți Alinei pe Telegram. Am observat că Valeriu aici vă roagă să-i dați numărul dumneavoastră. Puteți să vă scrieți pe Telegram. Pentru asta a fost creat grupul, așa ca să vă fie și mai ușor. Mersi mult, Alina. Eu te sting de pe ecran și o invit pe Maria. Pa! Pa-pa! Așa. Ничего у меня не есть. Лайф. Мария, да, капот, скрим комментарий, потому что мне тебя съест. Mulțumesc. Deci, despre Maria, ea lucrează la site-ul Tradenolo Media. Este product manager la moment. O să vă povestească despre cum vă puteți folosi de resursele acestui site local. Maria? Bună seara, добрый вечер! Здравствуйте, я постараюсь быть очень быстрой, я понимаю, что уже информацию воспринимать сложно. Презентация будет на русском языке, но сразу говорю, в конце будут контакты. Вы можете обратиться к моим коллегам. На девятках работает целый отдел ребят, которые работают специально для бизнеса. И они на любом языке, английском, румынском, русском, помогут вам разобраться с нашими не всегда легкими сервисами. Так. Есть. Супер. Я слушала всех наших коллег, и могу сказать, что мы сейчас будем закреплять все, что они говорили, потому что все советы, которые были, начиная от советов в Инстаграме и Фейсбуке, применимы на девятках.
Итак, вообще, что такое девятки? Для многих девятки – это очень узнаваемый ресурс. Ну, девятки – это то, что знают все. На самом деле, я удивилась, то, что вы, Ольга, написали 95%. Мы к этому стремимся в описании. 95% от рынка мы не занимаем. По данным Jamius, мы занимаем 51% от общего количества юзеров в Молдове. И у нас каждый день больше 300 тысяч пользователей уникальных, естественно. У нас больше 250 установок приложений. И далее у меня данные по лояльности пользователей. Для тех, кто не знает, то есть те люди, которые сегодня зашли на девятки, 26% из них вернутся в течение недели на веб-ресурс. Если мы говорим про самые лучшие наши показатели, то в iOS-приложении целых 49,5% вернуться в приложение снова в течение недели. В общем, это подтверждает, можно сказать, популярность и необходимость, наверное, присутствия. В принципе, как и упомянула Алина, про SEO и про индексацию в поисковиках, девятки тут могут вам помочь, и причем достаточно, можно сказать, совершенно бесплатно. Я вам об этом чуть попозже расскажу. Итак, с чего начать? Естественно, с регистрации. Но я думаю, что у многих у вас уже есть аккаунт на девятках. Если нет, то, может быть, в системе Simples. Это несложная процедура абсолютно. Вы можете зарегистрироваться как обычный пользователь. Ну, а потом мы с вами чуть позже перейдем уже раскрыть для нас себя как бизнес, и мы вам предоставим еще энный ряд возможностей, которые можно использовать для улучшения продаж. Поговорим о публикации объявлений. Итак, пункт, который вам уже рассказывали, это про ключевые слова. Я в презентации дала много ссылок. У вас будет время, вы изучите. Я их коснусь отдаленно. Ну, и если у вас будут вопросы, вы сможете задать их мне в Телеграме или на почту. Ключевые слова на девятках важны точно так же, как важны в PPC-рекламе, в SEO, на Фейсбуке. Поэтому вы задаете вопросы, я буду прерываться через несколько слайдов и отвечу. Ключевые слова в заголовке и в описании объявления на девятках, они очень важны. Что мы рекомендуем? Во-первых, изучать, какими словами называют ваш товар ваши пользователи. У нас есть много интересных нюансов. А так как ресурс у нас молдавский, у нас в поисковых запросах очень много слов, которые, в принципе, написаны, предположим, на румынском языке, но кириллицей, или наоборот, латиницей, но это русские слова. Это все нужно учитывать абсолютно точно и понимать, как ваш пользователь или ваш клиент вас называет, и употреблять эти слова в объявлениях и в заголовках объявлений. Дальше, насчет языков. У вас был тоже вопрос об этом к Алине, на каком языке следует писать. Следует писать и на русском, и на румынском языке. Что касается девяток, на данный момент у нас распределение 60-40. 60% пользователей ищут или употребляют румынский язык, и 40% пользователей русский. Иногда это двуязычные люди, поэтому, точнее, чаще всего это двуязычные люди. Поэтому, конечно, можно рассчитывать на то, что они понимают и русский, и румынский, но, скорее всего, в каком-то сегменте вы потеряете клиентуру. Поэтому мы рекомендуем всегда создавать два объявления. Одно на русском, другое на румынском. Дальше. Очень важный момент. Многие привыкли на девятках создавать дубли. То есть просто копировать свое объявление и подавать его снова. Чем это не играет на руку? Дело в том, что, как рассказала Алина, на каждое объявление формируется определенный линк. И этот линк видит поисковая система. Когда вы создаете новое объявление, у вас появляется еще один линк. И уже ваше объявление, которое для вас не имеет никакого значения, вы про него забываете, оно индексируется, потому что оно старше, а вы делаете акцент на все новых и новых объявлениях. Наш совет – постить объявление один раз, уделять ему внимание, менять там ключевые слова, добавлять там, возможно, какие-то слова ниже в тегах и не делать новые, чтобы вот этот линк наращивал свою популярность в Гугле. Об этом я чуть ниже покажу пример прям. И еще один момент насчет API.
это инструмент, который позволяет, точнее, это как система методов, которая позволяет напрямую связываться с девятками. API употребляется с помощью программистов, то есть если у вас есть такая возможность, я вписала этот момент в, как важный при подаче объявления. Но я так понимаю, что здесь пока что все стартаперы. Вот, если вы подойдете к этому и вернетесь к презентации по работе с девятками, знайте, что у нас есть такая возможность, когда программисты могут напрямую обратиться к нашей базе данных, и вы не руками будете подавать объявления, а они напрямую будут подать из вашей базы в нашу на девятки, публиковаться, и так вы можете экономить ресурс. И перейдем к примерам. Что я имею в виду? Самые прекрасные, возможно, они вас немножко отвлекут и повеселят, прекрасные примеры на девятках. Итак, у нас есть инструмент, который находится на домене 3 девятки бизнес. Я выше здесь его указывала в первом, втором и последнем пункте, если вы можете заметить, есть ссылки. И скрин, который я сейчас покажу, он из первой ссылки про ключевые слова. У нас есть инструмент, где вы можете ввести 3 слова, любые, и посмотреть, какое количество поисковых запросов по этому слову было на девятках в определенное количество времени. То есть, ну, там, не знаю, за последний год мы, по-моему, выдаем результаты. Итак, пользователи, которые у нас внизу подали объявление про продажу КОС, про продажу стиральной машинки и про предсказания явно не работали с ключевыми словами. То есть девятки предлагают инструмент, где вы можете проверить, популярное ли слово вы используете в заголовке. От этого зависит, насколько быстро вас найдут пользователи, которые введут какой-то свой поисковой запрос на девятках. Здесь из этого графика видно, что максимальное количество раз, это вот 13 августа, дважды вводили слово «козочки». Я не знаю, по какой причине, это, видимо, какой-то был выброс. Но на этом примере я хотела вам показать, что, во-первых, ошибки в словах, они чаще всего делают так, что ваше объявление становится менее популярным в выдаче. То есть пользователи его не видят. Для B2C это нормально, приемлемо. Для B2B, то есть для бизнеса, ну, на это стоит обратить внимание. Скорее, если бы я была продавцом в сфере животноводства, то я бы не употребляла слово «козочки» и обязательно не делала бы ошибки грамматические. Я бы взяла более популярное слово, да, «скот», предположим, которое употребляют люди, которые хотят массово закупить или понимают и разбираются в этом направлении. Что касается предсказаний. Как видите, на девятках однажды, тоже 13 августа, да, там, ну, чуть еще было, один раз все-таки ввели в поисковую строку предсказания. От девяток можно ожидать все, что угодно, но все же я думаю, что тот человек, который публиковал это объявление, не добился результатов. Так, дальше, еще по объявлениям. В заголовке всего лишь 100 символов. Это примерно то, что Алина тоже рассказывала про метод теги и то, что Тудор рассказывал про то, как называется ваша компания. Нужно задумываться о том, как вы используете то количество символов, которые есть. И это на самом деле работает и в Инстаграме, учитывая то, что там видны только 2 первые строки, если я не ошибаюсь. Коллеги из Publicis говорили об этом более профессионально. Также в Фейсбуке видны только первые строчки. Нужно понимать, как вы используете это место. Я вам рекомендую не использовать лишние знаки препинания, да, точки, запятые. Во втором примере, тут целая user story, целая история пользователя. Курьеры доставят вам на дом любые доступные продукты. Вы сможете заказать приготовленную еду. Такие слова человек в поисковой строке скорее не вводит. Он вводит 1-2 слова, которые, как ему кажется, больше описывает продукт. Поэтому возвращаемся к совету. Задумайтесь о том, как пользователь, как ваш клиент назовет ваш продукт. Это сработает и в Гугле, и на девятках. На девятках есть инструмент, по ссылке вы сможете пройти и посмотреть, который поможет вам сравнить эти слова и выбрать наиболее подходящие и популярные. Вот. В Гугле, на самом деле, тоже есть инструмент. Я думаю, что дальше вы можете спросить у ребят, которые читали лекции по этому поводу, где можно найти эти keywords. Если я не ошибаюсь, то в Google Ads есть такой инструмент.
Дальше. Еще один совет, который очень коррелирует с советом ребят из Publicis. У вас есть аватарка, и вы ее все равно будете использовать для Facebook и для Instagram. Позаботьтесь о своем бренде, подставьте и на профиль, потому что по нашим данным где-то чуть меньше половины, но все-таки приличное число пользователей переходит в ваш профиль, когда открывает объявление. И что оно в итоге видит? Он видит, во-первых, дубли, огромное количество объявлений, которые повторяются из раза в раз, и он теряется в этих товарах и не может найти подходящий, возможно, немного отличающийся. Он чаще всего видит не аватарку с названием бренда, который поможет ему вас идентифицировать, запомнить ваш бренд, а видит какую-то картинку, да, непонятную или какую-то аватарку. И дальше. Номер телефона. У меня есть... Вообще цель всего этого, да, размещение в соцсетях, размещение на девятках, индексация в Гугле – это конверсии, это продажи. Пока, если вы еще только начинаете свой путь, то наш большой совет – эти конверсии хоть как-то измерять. Если у вас пока что нет такого опыта, нет коллеги, который может заниматься Google Analytics, Google Tag Manager, ставить счетчики, измерять, кто откуда пришел – то измеряйте номерами телефонов. У вас есть номер телефона, предположим, один, который на девятках, и вы понимаете, что эти люди приходят к вам с девяток, у вас есть номер телефона на Фейсбуке, к вам приходят с Фейсбука, и вы таким образом смотрите хотя бы последнюю конверсию, которая у вас есть, и вы оцениваете то время, которое вы тратите на тот или иной ресурс, вы оцениваете деньги, которые вы вложили в тот или иной ресурс, и сколько к вам пришло клиентов. Самая частая ошибка наших пользователей, к сожалению, что когда мы спрашиваем, нам говорят, к нам приходит мало клиентов, и наш вопрос следующий, как вы это измеряете? То есть им говорят, ну, в общем, мало как-то. Вот, это немножко не бизнесовый подход, не подход 21 века, поэтому мы всем подсказываем, попытайтесь померить теми возможными способами, которые у вас есть, или хотя бы первый вопрос, когда вы берете трубку, где вы меня нашли, там, откуда вы мне звоните, да, вот дайте свой фидбэк, это вам очень поможет, по крайней мере, даже мы так работаем в наших колл-центрах и с B2B-отделом, мы спрашиваем у клиентов, это такой крутой лайфхак по конверсии, пока там, вы не плотно стоите на ногах, не можете себе позволить прям во все сразу окунуться на профессиональном уровне. Дальше. Так, есть один вопрос, как я вижу. Как насчет ключевых слов в тексте объявления? Это работает в некоторых объявлениях. Количество таких слов превышает количество слов самого объявления. Да, верно. Это теги. В какой-то момент исторически на девятках разрешили теги, потому что сама поисковая система, нам хотелось ее расширить, хотелось, чтобы больше объявлений было, чтобы пользователь видел эти объявления, потому что, к сожалению, у нас бывают такие поисковые запросы, типа курицы, как вы видели, да, лукрязы без буквы «е», без диакритиков, и так клиенты иногда страдают. Поэтому наши клиенты – продавцы, которые предлагают свой товар. Поэтому мы разрешаем ключевые слова. На данном этапе у нас в правилах прописано, что ключевые слова должны полностью соответствовать услуге. Наша модерация, она ручная, поэтому есть объявления, которые модерируются достаточно поздно, но мы стараемся пресечь прям экстра противоречащие правилам количество тегов. На данном этапе мы разрешаем, потому что это не будет в приоритете поискового запроса. Эти объявления появятся у вас после объявлений, где есть ключевое слово в заголовке, но они появятся. Да, мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать поле тегов, но пока что не буду ничего обещать и раскрывать карты. Поехали дальше. Насчет SEO. Пример. Это поисковой запрос, который я ввела вчера, готовя презентацию. Ремонт обуви рядом. Очень популярный поисковой запрос. Если вы обратите внимание, то вторая ссылка после Яндекса – это ссылка с трех девяток. То есть ссылка, которая была размещена, объявление, которое было размещено в 2015 году, оно стало популярным, там были ключевые слова, пользователи нажимали на эти, переходили по этой ссылке, она приобрела популярность, но когда ты переходишь по этой ссылке на данный момент, в 2020 году, ты видишь, что срок объявления и размещения истек или удалено, то есть пользователь забросил это объявление. Он потерял свое место,
И если он до сих пор ведет свою деятельность, то, то он прям проиграл, потому что ну, второе место – это достаточно хорошая позиция, которую многие добиваются с помощью SEO-специалистов. Вот такие кейсы возможны, поэтому мы призываем не дублировать контент, мы призываем оставаться на одном линке или на нескольких, ну, по каждому товару, естественно. Мы призываем подбирать ключевые слова, ставить их в заголовок и потом в текст объявления, да, уже тоже повторять их, возможно. Использовать теги в разумных пределах, чтобы вас не заблокировали. Вот Владимир пишет, что он перестал пользоваться девятками из-за этих объявлений. Действительно, мы понимаем, что это наша болезнь, и мы лечимся от нее, но... популярность мы все равно признаем и понимаем, что размещение и даже объявления с тегами, они работают. Мы готовы вам помочь, чтобы улучшить эту конверсию. Звоните нам, мы вам расскажем и поможем. Так, поехали дальше. Как продолжить? Быстренько про продвижение. Я не буду на этом долго останавливаться, потому что есть инсайты поважнее. У нас есть три услуги, самые главные. Это перепубликация объявления, авторепубликатор и бустер. Подобные услуги встречаются на всех досках объявлений со всего мира. У наших коллег с ближайшего зарубежья тоже они есть. Перепубликация. Вы нажали, оплатили, объявление поднялось, опять нажали, опять оплатили, объявление поднялось. Поднялось в списках, я сейчас имею в виду, на первые ряды. И пользователи, которые заходят, видят вас на первой странице, в принципе, как и в Гугле. Ты зашел в какой-то список, и дальше там первой, второй страницы ты не уходишь. Хотя на девятках мы знаем, что средний пользователь у нас листает 5 страниц. Поэтому первая страница, она как бы... не только она работает, скажем так. Дальше, автор-републикатор. Та же самая услуга, тут есть линк, вы можете почитать подробнее или связаться с нами, мы объясним. Тут вы настраиваете определенное расписание, и объявление поднимается в списках наверх, вы оплачиваете каждый раз, когда оно поднимается, но настройки у вас только один раз происходят, и вам не обязательно возвращаться к этому объявлению, опять настраивать рекламу. Оно поднимается по расписанию. В момент, когда у вас заканчиваются деньги на счету, если вдруг такое происходит, услуга останавливается и заново продолжается, когда счет пополняется. И перепубликация, и авторепубликатор стоят один лей за поднятие. Дальше услуга бустер есть. Ваше объявление может продвигаться в местах, которые были выделены специально. Их у нас около 4. Опять же, по ссылке вы можете перейти, прочитать, чтобы мы сейчас не тратили общее время. Вы закладываете определенный бюджет, предположим, минимум 10 леев. И после этого из этого бюджета снимается по 20 бань за каждый клик в установленный период, который вы определили, да, предположим, там за 3 дня у вас должен работать бустер. И если вдруг пользователи не заинтересовались, увидев ваше объявление и не нажали на него, то деньги вам возвращаются обратно. Если нажали, то за каждый клик снимается 20 бань. Спасибо, Валерий, за отзыв, потому что у нас сейчас авторепубликатор, насколько вы знаете, это очень такая услуга, которая давно работает, и мы пересматриваем то, как они, ту систему, как они предоставляются. Спасибо за отзыв. Обязательно его добавлю в наш банк Ideas, где мы собираем отзывы пользователей. Итак, тут я хотела продемонстрировать кабинет. Если кто не в курсе, как он выглядит, это скрин из моего тестового кабинета. Здесь включаются и перепубликация, и авторепубликатор, и бустер в том числе. Скрины о том, как они выглядят, как они включаются. Если у вас есть вопросы, сразу задавайте, потому что, мне кажется, это не самый интересный момент, на который мы можем остановиться. Вы можете выбрать установленные настройки или можете выбрать время, когда будет переопубликовываться ваше объявление в рамках одной недели. То есть вы можете выбрать, что в понедельник перепубликовывается, предположим, в 8 утра, потому что вы знаете, что люди приходят на работу, да, там, или наоборот, перед работой за кофе могут зайти и просмотреть какие-то машины, или, там, не знаю, просмотреть какой-то товар, который им нравится, а в воскресенье, предположим, вы не будете ставить авторепубликатор на 8, потому что люди так рано не просыпаются, и в основном они там будут уже ближе к обеду заниматься своими делами и, возможно, заглянут в телефон и на девятки, как в социальные сети.
В рамках недели вы настраиваете, вам говорят, сколько вы всего тратите в день, и, в принципе, вы сохраняете изменения. Если вы хотите выключить авторепубликатор, то наверху есть свитчер. Свитчер – это кнопка переключения. Вот, вы можете ее выключить, и объявление больше не будет продвигаться. Бустер. Это тоже система настройки. Если у вас есть вопросы, то можете их задать. Тут, в принципе, самая сложность в логике для наших пользователей по опыту заключается в том, что такое общий бюджет и что такое дневное ограничение. Работает это по принципу, на самом деле, продвижения в бизнес-продвижение в больших социальных сетях или в Гугле тоже. У вас есть общий бюджет, который вы можете заложить или хотите заложить, или готовы потратить. Предположим, это 50 леев, и эти 50 леев вы хотите потратить там за месяц. И вы понимаете, что ваша категория очень популярна, и нажимать на ваше объявление на самом деле могут достаточно там часто, даже в течение одного дня. Чтобы этот бюджет 50 леев у вас не был откликан в один день, чтобы вы распределили это между пользователями, которые заходят на протяжении всего этого месяца, который вы для себя определили, вы можете установить дневное ограничение. То есть в тот момент, когда, предположим, в моем примере 2 лея будут откликаны, в тот момент ваше объявление больше не будет продвигаться в специальных местах и будут продвигаться уже на следующий день. И опять же, там точно такая же система, когда 2 лея откликаются, он перестанет продвигаться в эти сутки и начнет продвигаться в следующие сутки. Подробно о том, как работает бустер, у вас в презентации есть ссылка напротив слайда, где указаны все услуги. Вот, и тут самый интересный инсайт, как выбрать бюджет оптимальный и по бустеру, и по авторепубликатору, когда переопубликовывать. Когда мы столкнулись с тем, что бизнес нам начал задавать такие вопросы, появился ресурс «Три девятки бизнес». Это я привела пример, как выглядит бустер. Это первые 4 объявления в списках, и бустер продвигается не только в своей подкатегории, а по всей категории. То есть парфюмерия – это подкатегория в категории «Спорт, здоровье, красота». Если вы подали объявление в подкатегорию, то тогда ваше объявление будет продвигаться по всей категории. Я подала в парфюмерию, в, предположим, там, косметику и средства для гигиены, да, у нас есть подкатегория. Парфюмерия будет показываться и в средствах для гигиены. Так работает бустер. Возвращаясь к вопросу, как определить оптимальный бюджет. У нас на 3 девятках бизнес, опять же, ссылка у вас есть, есть такое место, как аналитика. В аналитике есть отчеты по тому, как ведут себя пользователи на девятках обычные. Возвращаясь к вопросу, я сначала на него отвечу, потом вернусь к слайдам, которые я пропустила. У нас есть время посещаемости категорий и время публикации объявлений в категориях. Я выбрала, предположим, компьютеры оргтехника и настольные компьютеры. Здесь, к сожалению, я не сделала наведение, но вы можете увидеть, да, вот 141 пользователь, это вот у нас максимум в течение часа посетил эту одну подкатегорию. Как определить бюджет? Я смотрю на максимальное количество того, сколько людей у меня зашло в эту подкатегорию. Потом перехожу к публикации объявлений и смотрю максимальное число объявлений, которые сделали мои конкуренты, да, предположим, или просто пользователи, которые продают там свой ноутбук, в час, который был самый популярный, да, в течение недели, в этот день. Я понимаю, что 46 объявлений в настольных компьютерах у меня было сделано в 8 утра. При этом 141 пользователь у меня зашел в, я на четверг смотрела, по-моему, да, в 11 утра. И я делаю свои выводы. То есть 141 пользователь, он зайдет в 10 утра, а люди, которые не знают про этот инсайт, публикуют свои объявления в 8 утра. Я в 8 утра публиковать объявления не буду. И на бустер, предположим, в воскресенье я деньги закладывать вообще не буду, потому что воскресенье, оно такое хиленькое у меня в моей подкатегории. А вот, предположим, со вторника по пятницу
я в бустер вложу больше. И больше всего я вложу во вторник. Тут, естественно, нужно наводить просто курсор, смотреть по цифрам, где, как, насколько много пользователей, насколько больше посещаемость категорий. И таким образом я сделаю себе расписание на неделю. Я, во-первых, не буду публиковать в 8 утра, потому что я вижу, что в 8 утра у меня никого в этой подкатегории нет. Я буду публиковать, скорее всего, в 12 дня и около 9 вечера, потому что в этой подкатегории в настольных компьютерах люди там находятся чаще, и мне выгодно, чтобы я была на первой странице. И дальше по бустеру. То есть я выбрала себе дни, и я закладываю на эту неделю, предположим, бюджет. Я понимаю, что у меня 141 пользователь в час, то есть, ну, предположим, 141 пользователь не кликнет, давайте возьмем как гипотезу 50%. У меня 50% людей могут кликнуть на мое объявление, предположим. Это просто все очень разнится от той сферы, которой вы занимаетесь, поэтому тут нужно сначала выявить для себя хороший рецепт. Поэтому что мы рекомендуем? Мы рекомендуем, чтобы вы сделали одну пробную неделю, посмотрели, сколько вы тратите, предположим, на Facebook, положили бы там столько же на девятки, или, если вы считаете, сократили бы в два раза. И в те дни, которые вы увидели, что самые популярные, разделили бы между ними бюджет, да, который дневное ограничение, и посмотрели, как откликивается. Мы в конце этого вашего недели, которую вы как эксперимент себе запустите, мы вернем вам деньги, которые не откликались. И вы поймете, что мне деньги вернулись, значит, бюджет у меня оптимальный, пользователи кликают, я буду рассчитывать, что я буду тратить вот те не 50 леев, а там вы мне вернули 7, я буду тратить 43. И я себе просчитываю, что я каждую неделю буду тратить примерно 43 лея. У меня есть клики, я на девятке поставил отдельный телефон, я понимаю, сколько мне приходит звонков, я смотрю в статистике, сколько у меня было сделано кликов, и выявляю для себя конверсию. Понимаю, что звонков у меня было 2, а кликов у меня было 2000. Тут возникает вопрос. На вас зашли, на ваше объявление зашли, но вам не позвонили. Непривлекательно. Я могу посмотреть, сколько стоит мой товар у конкурентов. И это еще одна фишка, которая есть в 3-9 бизнес. Средняя оценка стоимости товаров. Да, все верно, 20 бань, один клик. Если вы заложили 50 леев, но у вас не было кликов на 50 леев, мы вам возвращаем эти деньги обратно после того, как у вас закончился день, который вот вы последний указали в настройках. Но один клик, 20 бань. Так, давайте дальше я поднимусь чуть выше, вернусь к 3-9 бизнес. Это такой самый главный инструмент, который нам, кажется, вам поможет. Этот инструмент, он был платный, у нас была на него подписка, но мы решили коммуницировать ближе с бизнесом и придумывать такие новые, спасибо за комплимент, Google Moldova, ну да, придумывать новые инструменты, расти чуть вперед и, ну, позволять бизнесу понимать больше, что происходит на девятках. Инструмент 3-9 бизнес сейчас бесплатный, и мы не собираемся на него ставить никакую стоимость, по крайней мере, на вот эти базовые фишки, которые мы сейчас, о которых я вам рассказываю. Для того, чтобы у вас был доступ к этой аналитике, что нужно сделать? Зайти на 3-9 бизнес, нажать на кнопку «Активировать тариф», ну, доступно на румынском языке, естественно. Да, оно не очень популярно. У нас до этого было на 3-9 бизнес всего лишь 200 клиентов. И вот сейчас мы начали его пропагандировать, много рассказывать. У нас есть люди, которые делают перечисления на девятки. Мы в первую очередь сейчас начали рассказывать им. И вот вы еще одна аудитория, о которой мы можем рассказать, о том, что существуют такие инструменты, которыми можно пользоваться для увеличения конверсии своей. Для того, чтобы получить доступ ко всем этим ресурсам, вам нужно нажать на «Активировать тариф бизнес», и у вас появляется страница с указанием реквизитов как юридического лица. Зачем нужно вводить реквизиты? Тариф бесплатный, для активации вводите реквизиты, как происходило раньше. Если нам клиенты делали перечисления, то мы ручками, после того, как банк нам возвращает,
мы ручками это перечисление потом зачисляли на аккаунт, который нам говорит пользователь. Теперь вы под своим логином регистрируетесь, вводите свои реквизиты, и как только мы получаем платежку от банка, автоматически деньги зачисляются вам на счет. То есть, учитывая то, что этот инструмент, он у нас для бизнеса, мы решили, что вот реквизиты будут хорошим методом для того, чтобы принести больше пользы, потому что перечисления, с ними возникали большие проблемы. Если же у вас сейчас есть проблемы с тем, чтобы оформить себя как юридическое лицо, или вы только в начале пути, вы можете созвониться с нашим отделом B2B, в конце есть контакты, объяснить свою ситуацию, мы обязательно входим в положение, можем активировать вам бизнес-триал, пока вы делаете юридическое лицо, и потом уже перевести вас и добавить ваши реквизиты. Поэтому все обсуждается, мы сейчас в плотной коммуникации с бизнесом. Итак, кроме той аналитики, про которую я вам рассказала, у нас есть еще на 3/9 бизнес перевод средств между аккаунтами. То есть вы можете подключить 50 аккаунтов своих еще, которые у вас есть, и переводить между ними деньги. Не слышно меня, да? Я слышу. Лидия, может быть, у вас что-то с... Okay. Перевод средств между аккаунтами. 50 аккаунтов вы можете подключить к себе, видеть по всем этим 50 аккаунтам отчеты. Супер, спасибо за обратную связь. Видеть по этим 50 аккаунтам отчеты. Дальше. Вы можете переводить деньги между этими всеми 50 аккаунтами для того, чтобы не вводить в терминале 50 раз отдельный... Извините, что быстро, мне так не хочется вас задерживать, потому что мы уже так затянулись. Итак, про перевод средств. Чтобы не вводить 50 раз разные номера в терминале, не запутаться в этих терминалах и в этих аккаунтах, вы пополняете всегда только один аккаунт и перекидываете средства между ними. И отслеживаете аналитику по всем этим аккаунтам и по всем объявлениям с этих аккаунтов. Дальше. Еще один прикольный лайфхак из 3/9 бизнес. Есть поисковые тренды. Есть еще такой Google Trends, если вы знаете и встречались. Поисковые тренды, они говорят о том, что именно в этот период вырвалось парадоксально из статистики поискового запроса. То есть это не то, что самое популярное на девятках. Самое популярное вы тоже можете увидеть. Там это обычно Mercedes, BMW и iPhone, они меняются местами. Вот. Но есть какие-то сезонные мейнстримы, да, скажем так, сезонные успешные слова, которые ищут и постоянно вводят в поисковой строке. Вот я для примера вела с 1 июля по 23 августа. В этот период больше всего вышли вперед эти три поисковых запроса плюс базин и бассейн на русском. То есть вы понимаете, да, поисковой запрос на румынском, он более популярный, он стал популярным сейчас, так что если вы зашли на эту страницу, увидели ваше ключевое слово, если вы поняли, что вы продаете бассейн, то вы ставите на второй публикатор объявление на румынском языке, предположим, чаще в 2 раза, а на русском языке можно поставить и реже, предположим, там, не знаю, 1 раз в день, да. Этого будет достаточно, потому что пользователей в 2 раза меньше, объявлений там в 2 раза меньше. В общем, аналитика уже остается за вами, но, по крайней мере, вам есть что пощупать и на что опереться. Так, переходим дальше. Время посещаемости. Я вижу, как раз есть какой-то вопрос про... это о вашем расписании. И самое любимое всем, нам всегда задают вопросы, есть ли скидки на девятках. Да, для бизнеса они есть. И они появились не так давно, но все же уже приличное время назад. Есть скидочная система, и она действует от пополнения в 10 леев. То есть если вы подключили себе тариф бизнес, который бесплатный абсолютно, мы это уже пытаемся рассказывать бизнесу давно и долго, то вы можете сразу же участвовать, вы сразу же участвуете в бонусной системе. То есть если вы положили 10 леев,
через неважно как, перечислением, банковской картой, терминалом и так далее, вы получаете сразу же сверху 10%, то есть 1 лей, да, вы получаете как бонусом. Это сделано для того, чтобы вы смогли попробовать чуть-чуть больше услуг, чтобы вы могли чуть-чуть поэкспериментировать, потому что мы понимаем, что рецепт успешный, успешные конверсии найти можно не сразу. Но мы даем инструменты, и, в принципе, мы всегда открыты, вы можете нам звонить и писать, лучше по телефону, который предназначен для бизнес-клиентов, и мы всегда поможем и расскажем про дополнительные возможности чуть больше, чуть медленнее, чем я рассказываю, и на языке, которым вам удобно, естественно. Итак, подытожим рассказ о фичах. Тут был разговор о том, что употребляются незнакомые слова. Фичи – это дополнительные возможности, какие-то дополнительные возможности, думаю, будет понятно, да? Дополнительные возможности для бизнеса, которые есть на молдавском рынке. Мы развиваемся, есть не только Google, не только Facebook. Вот. Это я вам сказала про переводы средств, подключение аккаунтов, автоматическое зачисление денег, тоже сказала, про аналитику рассказала, про API-ключ не буду вас грузить пока что. Это такая тема, больше связанная с программированием, с передачей данных. Она для тех, у кого в команде есть разработчики. Если вам будет интересно, напишите мне, я вам все подробно расскажу. Но у вас, помимо этого, есть... при подключении к бизнесу, то есть если вы нам говорите, что я бизнес, я готов с вами работать, у вас есть 10 раз больше символов в объявлении, вы можете добавить, потому что там пользователи, которые продают свои товары как частные лица, у них только 2000 символов в объявлении, тут 20, то есть вы можете более ярко описать свой товар или услугу, добавить какие-то теги, естественно, не противореча правилам. И у вас есть в два раза больше фото в объявлении. То есть если у обычного пользователя это 10 фото, то тут мы предлагаем добавить 20 фотографий. То есть тоже такие приятные вещи, которые помогают вам описать свой товар лучше. На чем я хочу сделать акцент? Мы, в принципе, все, я завершила очень быстро, постаралась кратко. Во-первых, конверсия, да, мы сразу же понимаем, что значит, на что мы ориентируемся. Не на то, сколько у меня всего, в общем, звонков есть из Фейсбука на один и тот же телефон, из девяток и так далее, а сколько у меня есть всего заказов с какого-то определенного канала. Во-вторых, обязательно я хочу сделать акцент на том, что наши телефоны, они всегда работают, вы можете нам позвонить и рассказать о том, что нужно именно для вашего направления, вашей деятельности. И, во-вторых, хочется вспомнить опыт всех наших предыдущих коллег, которые рассказывали вам про Facebook, Instagram, про SEO. Используйте максимально часто и много все, что вы делаете. Вы делаете визуал для Инстаграма, засуньте его на девятки, потому что у вас там есть фотографии ваших товаров. Вы делаете обложку для Фейсбука, засуньте ее на девятки, это будет ваша обложка профайла. То есть не нужно много тратиться, нужно максимально часто и во всех каналах использовать свой контент, чтобы его окупить. То же самое о тексте, да? Вы текст написали в Фейсбуке для продажи своего товара, скопипастите, сделайте его на девятках, пусть откручивается, пусть работает. Вы не хотите продвигаться на девятках, сделайте объявление, пусть оно просто живет, набирает свою силу в Гугле, индексируется, и в течение нескольких лет, возможно, если вы выберете правильные слова и у вас будет подходящая конкурентная среда, ваше объявление вырастет и будет приносить вам какие-то заказы. Ну и, в принципе, если есть какие-то вопросы по три девятки бизнес, как подключиться, то, опять же, повторюсь, все наши контакты, они всегда открыты. И если вам что-то было непонятно на русском языке, я заранее извиняюсь, мы все можем повторить на румынском, но уже по номеру телефона. Спасибо. Мария, вам спасибо, очень полезно, очень быстро. Ваша презентажка будет передана всем, так что у всех будут ваши контакты, они смогут созвониться с вашим отделом, с вами лично и с инфопоинтом трех девяток, так что, наверное, всем будет очень полезно. Спасибо большое и извините, что мы задержались. Ничего, всем хорошего вечера, поужинайте и проведите хорошо остаток этого дня. Вам тоже большое спасибо.
Pe astăzi noi am terminat. Eu am doar două anunțuri din partea Irinei. Chestionarul a fost redeschis și mai puteți completa, îl mai puteți completa până mâine la ora 5 seara. Mai mult nu se va repeta, dar deoarece a fost greșit data în chestionar, mă rog, este greșeala noastră, așa că noi l-am redeschis până mâine la ora 5 seara. Puteți să-l îndepliniți cei care nu au reușit. Pentru cei care au reușit, eu vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați că noi avem pagina de Facebook Startup Academy Moldova. Transmiteți un like, faceți un share pentru ca mai mulți oameni să cunoască despre acest curs și să poată participa. Oricine poate lua link-ul de la prezentări și să le revadă, pentru că sunt cunoștințe care, mă rog, sunt importante pentru toți. În rest, mersi mult că ați stat până la sfârșit, eu nu vă mai rețin. O seară frumoasă tuturor și ne vedem joi la ora 5 seara. Și vin tot.